stimați reprezentanți ai publicului larg, care sunt prezenți aici. Asta e vreau să vă aduc la cunoștință că prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare, numărul 2 din 27 octombrie 2023, a fost aprobată formarea Consiliului Științific Specializat de 521-03-23-112 la Academie de Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe economice a domnului Alexei Chirtoca cu tema implicații manageriale în procesul de formare a eco-economiei în Republica Moldova, la specialitatea economiei și management în domeniul de activitate. Conducătorul științific, domnul Cortărescu Sergei, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Respectiv, în cadrul ședinței de astăzi, dați-mi voie să dau citire componenții Consiliului Științific aprobat de către ANACEC. Președinte Alexandru Stratan, eu sunt, secretar științific al Consiliului Dorogaia Irina, doctor științe economice, conferențiar universitar, Alla Levițca, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Fercion Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar, și doamna Tkaș Carolina, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Referenții oficiali au fost desemnați domnul Pietru Catan, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, și doamna Todus Irina, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Vreau să vă informez că toți membrii Consiliului dețin competențele și dispun de cunoștințele necesare în domeniul evaluării și aprecierii acestei teze de doctorat și respectiv au publicații conexe la tema tezei de doctorat. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să ofer cuvânt secretarului științific, doamna Dorogaia, ca să prezinte dosarul competitorului, doctorantului. Da, bună ziua! Aș vrea să vă prezint lista materialelor depuse de pretendentul la grad științific în Consiliul Științific Specializat, teza și autoreferatul tezei, actele prezentate și semnate, da, de profil, extrasul din proces verbal al Senatului instituției cu privire la aprobarea temei tezei de doctor și a conducătorului științific, adeverința privind susținerea examenelor de doctorat, lista publicațiilor științifice publicate la tema tezei, semnat de autor și certificat de secretar științific, suplimentul la publicațiile, avizul pozitiv în cadrul căreia a fost elaborată teza temei de licență, de doctor, scuzați, avizul departamentului management și antreprenoriat, hotărârea seminarului științific de profil, ordinul de formare a Consiliului Științific Specializat ad hoc pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor și lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele sau autoreferatele din data de 16 februarie 2024. Toate documentele corespund cerințelor ANACEC. Da, vă mulțumesc mult, doamnă Dorogaia. Estimați colegi, onorat public, dacă sunt întrebări față de secretarul științific cu referință la prezentarea dosarului, actele din dosar sau față de competitor doctorant, vă rog. Nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc și propun să acordăm deci timp aproximativ de până la 20 de minute, domnului doctorant Chirtoca Alexei pentru expunerea principalelor idei și concluzii și rezultate referitor la cercetare efectuată. Dați-mi voie să anunț doar în limba rusă cum sună originalul, deci denumirea temei în originalul, provincii aspecte procesul stanovenia economică în Republica Moldova. Varianta de bază a tezei este în limba rusă, după care eu voi continua în limba română cu
traducerea fiind următoare. Implicații manageriale în procesul de formare eco-economii în Republica Moldova. Domnul Pertoca, vă rog. Mulțumesc. Уважаемый председатель, уважаемые члены Совета, уважаемые рецензенты, вашему вниманию представлена диссертационная работа по теме управленческие аспекты процесса становления экоэкономики в Республике Молдова по специальности 5.2.1.03 экономика и менеджмент по отраслям деятельности на соискании ученой степени доктора экономических наук. Анализ современных тенденций развития экономических систем говорит о существенных изменениях в результате технического, научного и социального прогресса, захватившего почти все сферы человеческой деятельности. На всех этапах своего развития индустриального, постиндустриального и информационного общества основывается на использовании природных ресурсов, необходимых для производства товаров и услуг. Так становится довольно сложным одновременно поддерживать ритм экономического роста и свести к минимуму отрицательные последствия антропогенного воздействия на природу. В этом смысле целью государственных органов управления является создание надежного, эффективного механизма, способного дать взвешенное решение экономическим проблемам и проблемам охраны окружающей среды с тем, чтобы обеспечить жизненные потребности населения. Это становится особенно важным для обеспечения стабильного социального развития любой страны, в том числе Республики Молдова. Реформирование экономики Республики Молдова предполагает уделить особое внимание регулированию экоэкономики благодаря формированию рыночного пространства, ориентированного на окружающую среду. Отсюда необходимость перехода к развитию экономических систем, которые сосредоточены на сохранении природного экономического баланса с целью обеспечения основных социальных гарантий под влиянием институциональных систем регламентирования. Таким образом, развитие экономических систем должно осуществляться на основе политики двойной выгоды, которая предполагает экономический рост и в то же время сокращение воздействия экономических и других видов деятельности на природу. На вопросы стимулирования экономического развития на региональном уровне их управленческие аспекты процесса становления экономики еще недостаточно изучены. Важность управленческих аспектов процесса становления экоэкономики в Республике Молдова на современном этапе формирует объективную необходимость научного исследования указанной проблемы. В этом контексте важная научная проблема для экоэкономических наук заключается в теоретическом и методологическом обосновании нового понятия экоэкономической системы, внедрение новых технологий экоэкономического менеджмента, что обусловило разработку и использование современных инструментов и методов управления в процессе становления и формирования экоэкономических систем в регионах Республики Молдова. Целью исследования является развитие теоретических воззрений, методологических и практических рекомендаций для определения направления управленческих аспектов формирования экоэкономической системы Республики Молдова путем кластеризации бизнеса. Для реализации поставленной задачи предполагается решение следующих задач. Изучить концептуальные аспекты развития для реализации поставленной цели. Предполагается решение следующих задач. Изучить концептуальные аспекты развития и раскрыть роль экоэкономических систем. Проанализировать инструменты управления экоэкономической системой путем характеризации бизнеса в Республике Молдова. Проанализировать скрининг подхода кластерам как экономическим системам в государствах Европейского Союза. Разработать дорожную карту создания национальной программы консолидации потенциала менеджеров экономических систем и алгоритмы ее реализации. Оценить экономическую эффективность регионов Республики Молдова. Исследовать влияние факторов экономической системы на экономическое развитие Кагульско-Лунгенских районов. Обосновать целесообразность применения кластерного управления в формировании региональной экономики на примере Кагульско-Лунгенских районов. Сформировать модель функционирования механизма управления экономическими системами в Республике Молдова. Проблемы исследований и цели, сформулированные нами, привели к установлению следующих научных гипотез. Интерпретация концепции экономической системы рассматривается как совокупность экономических, социальных, экологических и институциональных подсистем. Кластер является стратегией возможности развития региональной экономики. Механизм управления экономическими системами является инструментом реагирования на изменения воздействия экономических факторов на экономику региона. Научная новизна и оригинальность работы заключается в обобщении, систематизировании теоретических положений и формировании на их основе рекомендаций по оценке экономической эффективности регионов Республики Молдова, в обосновании целесообразности применения кластерного управления
формирование региональных экоэкономики, создание менеджерской модели функционирования механизма управления экоэкономическими системами. Основные элементы новизны сводятся к следующему. Обосновывается концепция развития экоэкономической системы как постоянный процесс регламентирования экономических и экологических отношений на основе новых технологий экономии природных ресурсов. Разработан методологический подход исследования развития экоэкономической системы путем включения элементов институциональной подсистемы. Развитие менеджерского механизма формирования экономики путем кластеризации бизнеса и кластерного управления. Разработана дорожная карта для создания национальной программы консолидации потенциала менеджеров экономических систем с алгоритмом ее реализации. Уточнены показатели качества окружающей среды, прогнозирование возможных природных изменений вследствие принятия экономических решений, влияние на процессы производства. Создана модель менеджерского управления кластером экономической системы на основе взаимодействия элементов и подсистем. Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанные автором методологические положения, научно-практические рекомендации могут быть использованы центральными местными органами власти, ответственными за разработку политики в сфере экономики, кластерными предприятиями разных направлений на региональном и национальном уровне и решение проблем, связанных с формированием и развитием экоэкономических систем. Результаты исследования, включая основные тезисы и выводы, были опубликованы в 9 работах. Из них 4 статьи были опубликованы в признанных зарубежных журналах, а также в журналах Национального реестра, профильных журналах категории «Б». Кроме того, результаты были представлены и обсуждены на научных симпозиумах и конференциях. Результаты исследования были внедрены в Министерство окружающей среды Республики Молдова, Торгово-промышленной палате, включая филиал Мунгена, кластера Кыбульско-Мунгенских районов, также бизнес-центре города Кыбул. Содержание глав. Настоящая работа состоит из введения 3 глав, 12 параграфов, выводов глав, общих выводов, библиографии, 15 приложений. Структура работы отражена в ее содержании. В первой главе были рассмотрены теоретические и методологические основы менеджмента экономического регионального развития, а также эволюция концепции формирования и развития экономики, особенности экономических отношений в условиях устойчивого развития и аспекты управления экономических систем. Мы считаем, что экономическая система – это сложная иерархическая структура, состоящая из большого количества взаимодействующих компонентов, подсистем, элементов или частей с уникальными свойствами, функционирующих на разных уровнях. Как показано на рисунке 1, процесс управления требует систематизации, формализации уровня иерархии, позволяющих изучение разных аспектов функционирования экономических систем и ее менеджмента, что подтверждает первую гипотезу. В контексте экономических систем можно различить систему макроуровня, уровня государства, мезоуровня, региональном уровне, микроуровня, уровня населенного пункта или одного предприятия, как показано на рисунке 2. Во второй главе был проведен эмпирический анализ процесса формирования экономики в Республике Молдова путем кластеризации бизнеса. Мы пришли к выводу, что кластеризацию бизнеса можно использовать как инструмент управления региональной и локальной экономической системой. Мы согласны с идеей профессора Майкла Портера в том, что экономические модели бизнеса должны рассматриваться как часть более широкой группы устойчивых бизнес-моделей. В таблице 1 представлены различия между экоэкономическими принципами и принципами линейной экономики. Анализ таблицы 1 показал сложность и проблематичность развития экономических моделей бизнеса, которые заключаются в слабом использовании экоэкономических принципов зеленой экономики. В условиях глобальной конкуренции наиболее эффективным менеджерским воздействием формирования местной экономики является кластер, инструмент для создания хорошо налаженной системы взаимодействия между образованием, наукой, бизнесом и государственным управлением. Кластерный подход – это новая технология экоэкономического управления, которая улучшает конкурентоспособность промышленности, региона, экономики страны в целом. Так, организации и компании интегрируются в кластер взаимодействия по географическому принципу и организуют свою деятельность в определенной зоне. Для экономики Республики Молдова идентификация экономических факторов, влияющих на эффективность кластеров, имеет очень большое значение. Это еще и потому, что необходимо актуализировать, оптимизировать, улучшить форму метода внедрения региональной политики в контексте экономического застоя, глобальных кризисов и бюджетного дефицита для поддержки компаний в регионах. Влияние кластеров Европейского Союза на экоэкономическую систему показано в таблице 2. На рисунке 3 представлены наиболее распространенные категории кластеров,
Основная парадигма кластерного управления – это необходимость трансформации экономики и общества с тем, чтобы уменьшить деградацию окружающей среды и лучше управлять доступными предприятиями и ресурсами, и в то же время соблюдая стандарты Европейского Союза в процессе формирования экономики Республики Молдова. По многих источниках экспертами описаны основные характеристики кластеров, на комбинации которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии. Географическое построение пространственных кластеров экономической активности. Горизонтальное – соединение нескольких отраслей в один большой кластер. Вертикальное – присутствие в кластерах смежных этапов производственного процесса при выделении инициатора и конечного исполнителя инноваций. Латеральное – объединение разных секторов, которые обеспечивают экономию за счет эффекта масштабирования. Технологическое – объединение отраслей, пользующихся одной и той же технологией. Фокусное – объединение предприятий вокруг одного центра, предприятия, научно-исследовательского института или учебного заведения. Различные характеристики кластеров позволяют адаптировать кластерную стратегию под конкретные цели и условия, будь то географическое сосредоточение, технологическая специализация или фокус на качестве инноваций. Понимание этих характеристик помогает определить наиболее эффективное направление для развития кластеров и способствует созданию синергии между различными участниками кластера, что в конечном итоге приводит к повышению конкурентоспособности и устойчивому развитию экоэкономики. Для обзора потребностей в укреплении потенциала компетенции менеджеров экономических систем нами было проведено анкетирование, в ходе которого рассмотрено мнение руководителей кластеров, ключевой целевой группы, а также кластерного сообщества, включая членов кластера и тех, кто принимает политические решения. Проведено в 2022-2023 годах анкетирование по регионам республики собрало 64 ответа от представителей компаний, членов кластеров в Кабу и в Угенском районе. Большинство респондентов принадлежат к новым экономическим системам, свыше 70 которых были созданы в 2022 году, остальные в 2023 году в рамках программы ЕФУ Молдова «Ключевые регионы». На слайде отражены ключевые проблемы, с которыми сталкивается экономическая система в виде кластера. Участники опроса акцентировали, что устойчивость и восстановление экономики являются стратегическими приоритетами формирования менеджмента региональных экоэкономических систем. Слайд указывает на стратегические приоритеты экономических систем. Цифровизация, интернационализация, экологический переход составляют приоритеты новых компетенций команд-менеджеров региональных экономических систем. 50% респондентов указали цифровизацию в качестве ключевого стратегического приоритета. Если учесть респондентов, указавших индустрию 4.0, то вырисовывается новая модель бизнеса, рисунок 5. Поиск новых возможностей финансирования, обеспечение новых источников финансирования и лучшее понимание возможностей финансирования были выбраны респондентами анкеты среди первых 5 вариантов 46-36% соответственно. Слайд иллюстрирует то, что респонденты считают, что системы должны продолжать адаптацию предложений, обеспечивая при этом новые источники финансирования для создания устойчивой организации, для предоставления экономическим системам новых услуг. На это указывают 56% респондентов. Для укрепления потенциала экономических систем чаще всего респондентами были отмечены развитие новых бизнес-моделей и развитие новых услуг в качестве основных потребностей наращивая потенциала систем, напрямую связывая их с развитием компетенций. Для совершенствования навыков управления экономическими системами около 50% респондентов хотели бы узнать больше о возможностях финансирования, привязки потребностей личного развития к общим потребностям и стратегическим планам экономических систем, а также о поиске новых возможностей устойчивого финансирования. Навыки в развитии стратегии 42% и в инновационном менеджменте 4% могли бы помочь менеджменту экономических систем переосмыслить, скорректировать свою бизнес-модель с тем, чтобы адаптировать свои услуги и выявить потенциальные пробелы в предложениях для компаний-партнеров. В результате исследования мы установили, что менеджменту кластеров нужно диверсифицировать источники финансирования, разработать национальную программу по формированию потенциала менеджеров экоэкономических систем, для чего можно использовать алгоритм дорожной карты для разработки национальной программы по укреплению потенциала экономических систем, которые были разработаны нами, отражены в приложениях 8 и 9. В третьей главе был предложен методический подход к оценке экономической эффективности регионов Республики Молдова, рассмотрено воздействие экономических факторов на процесс формирования бизнес-кластеров регионов Кабул-Унгены, исследование применения экономических практик менеджмента формирования региональной экоэкономики на примере Унгена и Кабул и разработана модель функционирования механизма управления экономическими системами.
Разнообразие инструментов и методов механизма управления развитием экономической системы делает возможным создание модели управления экономическими системами, а сам механизм состоит из принципов, методов и инструментов современного менеджмента, основанных на методическом подходе к оценке экоэкономической эффективности и классификации бизнеса. Он представляет собой средство внедрения экономического менеджмента субъектов и подсистем управления для достижения оптимального развития. Методические подходы к системе оценки экономической эффективности должны основываться на следующих принципах. Взаимовязка всех элементов управления, цели, задачи, мероприятия, показатели, ресурсы, планирование сверху вниз, исходя из стратегических целей и задач в области экономики, ориентация на показатели конечного эффекта экономики. Оптимизация использования природных ресурсов, информационная открытость деятельности органов государственной власти. В настоящее время комплексная оценка экономической эффективности регионов как в целом, так и по отдельным направлениям государственной политики в Республике Молдова не осуществляется. Одной из ключевых проблем развития экономики является определение реальной цены, которую общество платит за производство экономических благ. То есть важно соотнести экономический результат с расходами, необходимыми для его производства, таблица 2 и 3. Такие расходы включают ресурсы, использованные в процессе производства, сырье, энергии, материалы, капитальные вложения, а также загрязнение окружающей среды, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, эвакуация загрязненных источников вод, захоронение отходов в мусорных свалках и полигонах. Согласно модели, в регионах рост инвестиций в основные фонды влияет напрямую на увеличение доходов от продаж на душу населения и не влияет отрицательно на окружающую среду за исключением отходов грузии. Модель менеджмента развития экономической системы отражает отношения управляемых субъектов, результатом которых является формирование и развитие экономического кластера рисунок 9. Субъектами менеджмента экономического кластера являются центральная местная органная власть, общественные ассоциации, менеджеры предприятий. Основная задача менеджмента экономических систем – это реализовать оптимально эффективное развитие экономических систем региона и в целом по Республике Молдова, то есть на всех уровнях функционирования. Развитие и применение модели функционирования механизма управления экономическими системами в Республике Молдова позволит принять во внимание специфику взаимодействия экологических, экономических, социальных и институциональных подсистем, что позволит органам публичной власти национального и регионального местного уровня быстро реагировать на изменения и воздействие экономических факторов на экономическую систему. Районы Кагбулунген являются примером развития экономической системы через бизнес-кластеризацию. В этой связи мы рассмотрели управленческие аспекты процесса формирования экоэкономики кластера. В районе Унгены в пойме реки Прун был создан кластер для выращивания яна. Создание условий развития послеуборочной инфраструктуры и повышение уровня практических знаний и предпринимательских навыков привело к интенсификации развития сектора через количество фермеров, практикующих данный бизнес. В районе Кагул применение экономических практик менеджмента формирования региональной экономики исследовано на примере создания кластера столовых сортов винограда. Вовлечение производителей, переработчиков, экспортеров, поставщиков при необходимости академических и административных кругов в единый кластер дает возможность объединить усилия региональных участников данной отрасли в районах Унгены и Кагул, формируя крупные экономические системы, тем самым сокращая искусственно созданные отношения соперничества, получив конечный результат стабильности и эффективности сектора производства и продажи ягодных культур и винограда столовых сортов. Наши исследования доказывают, что принципы зеленой экономики и экономики заводного цикла являются эффективными с точки зрения сотрудничества, передачи знаний, инновационных решений и конкурентных преимуществ всего кластера. Эти преимущества могут быть использованы в дальнейшем развитии замкнутых стоимостных цепочках в рамках экономической системы для увеличения конкурентоспособности продуктов и услуг. Так, партнеры экономических систем, особенно предприятия, могли бы инициировать общий анализ уровня эффективности использованных ресурсов и производственных циклов, что впоследствии позволит более эффективно развивать кластер и оптимизировать производство. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Мы конкретизировали концепцию экономической системы, понимая ее как совокупность экономических, социальных, экологических и институциональных подсистем, тем самым реализовав первую задачу. Включение этих подсистем в экономическую систему позволило осуществить исследования, касающиеся механизмов управления этой системой. Была представлена классификация различных экономических систем, в том числе и основных факторов, влияющих на аспекты управления экономических систем, ввиду повышения эффективности их менеджмента, что позволило исследовать управленческие подходы формирования экономических систем и реализовать вторую задачу.
Изучение инструментов процесса формирования экономики в Республике Молдова путем классификации бизнеса позволило нам сделать вывод о том, что наиболее эффективным воздействием менеджмента на формирование локальной экономики является кластерный подход. Этим реализована третья задача. Международный скрининг подхода кластерам, как экономическим системам в государствах Европейского Союза, показал, что экономика становится более конкурентоспособной, когда основана на определенных коллективных специализациях, таким образом решена четвертая задача. Для того, чтобы использовать кластерное управление формирование местной экономики, необходимо учить, что этот инструмент развития не дает краткосрочных результатов. Развитие кластеров, как экономических систем, предполагает создание ключевых условий, в том числе активное участие всех ключевых партнеров, центральная местная власть, также менеджмент кластера. Развитие менеджмента экономического кластера основывается на европейских стоимостных цепочках и зеленой экономике. Учитывая эти условия, решена пятая задача. В результате проведения эмпирического исследования эмерджентных экономических систем были получены результаты анкетирования 64 компаний, на основе которых была разработана дорожная карта для создания национальной программы консолидации потенциала менеджеров экономических систем и алгоритм ее реализации, что является решающей задачей. Методический подход к оценке экономической эффективности регионов Республики Молдова позволил разработать показатели экономической эффективности региональной экономики, на основании которых местные власти будут принимать более взвешенные решения, что реализует седьмую задачу. Сложная демографическая ситуация, возникшая в районах Кабул-Уген, повышает нестабильность экономической и социальных подсистем в структуре экономической системы районов. Инвестиции, инновации недостаточны для обеспечения поддержки экономической системы, вопреки их росту в анализированном периоде. Одновременно экологизация производства осуществляется медленно, как следует из анализа спорадически. Экологическая культура находится на низком уровне. Несмотря на отсутствие специальной региональной программы развития экологической культуры в обществе, принимаются меры по улучшению сознательности масс по отношению к окружающей среде, что создает условия для усиления воздействия менеджмента в развитии экономической системы, а также для реализации восьмой задачи. Обосновывая целесообразность применения кластерного управления формирования региональной экономики, например, в районах Кабул-Ургены, была решена девятая задача и было установлено, что при включении производителей, переработчиков, экспортеров, поставщиков и при необходимости научной административной среды в кластер, создав солидную экономическую систему, нужно получить стабильность, эффективность производственного и торгового сектора ягодных культур и столовых сортов винограда. Разработанная модель функционирования механизма управления экономическими системами в Республике Молдова позволит принять во внимание специфику взаимодействия экологических, экономических, социальных и институциональных подсистем. Это решение десятой задачи, и это позволит органам публичной власти национального, регионального и местного уровня быстро реагировать на изменения воздействия экоэкономических факторов на экоэкономическую систему. На основе теоретического и эмпирического исследования авторов можно предложить следующие рекомендации. На национальном уровне при разработке и консолидации концепции кластерного развития в Республике Молдова предлагается следовать дорожной карте разработки национальной программы консолидации потенциала менеджеров экономических систем, основанных на кластерах, использовать линейные полиноминальные модели оценки экономической эффективности районов Республики Молдова, применить модель функционирования механизма управления экономическими системами на основе взаимодействия экологических, экономических, социальных и институциональных подсистем. Разработать и принять закон о кластерах. Создать агентство по развитию кластера в Молдове, которое будет иметь значительную роль в создании благоприятной экономической среды для развития бизнеса и инноваций через укрепление сотрудничества между различными организациями и стимулирование устойчивого экономического роста в регионе на местном кластерном уровне. Составление и разработка юридических документов, подтвержденных подписями всех партнеров, позволит сформулировать структуру кооперирования в кластере. Это обеспечит необходимую базу для кооперирования внедрения системы управления кластером. Внедрение плана развития кластера в Кабульском и Угенских районах для достижения стратегических целей. Организация программ обучения и развития компетенций для членов кластера, особенно в области зеленых технологий, устойчивого управления, цифровизации и экологической инновации. Благодарю за внимание. Спасибо большое, и мы вас благодарим. Стимац коллеги, Урмари, экспонери, принципал результаты, конклюзии, и, având,
ca background și deci rezumatul, teza de doctorat pe care toți am examinat-o. Propun să trecem la runda de întrebări adresate doctorandului. Întrebări pot să fie acordate de către toți membrii Consiliului, dar și de către participanții la ședință. Probabil o să sparg eu gheața. Domnul Chirtoca, în primul rând vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezentare, care ne-a generat nouă încă o dată niște așa, idei pentru o polemică. Una din sarcinile care vi le-ați propus a fost analiza eco-eficienței la nivel de region, оценка экономической эффективности на уровне региона. У нас в стране не так много регионов. Если можно узнать, какие более эффективные регионы вследствие этого анализа получается по оценке именно экономической. И второй вопрос. Я помню еще 2010 год, когда Национальный институт экономических исследований впервые по заказу Министерства экономики разработал стратегию развития кластеров на промышленном уровне. И помню, очень такая была проблема с ментальностью, с менталитетом. С менталитетом вот еще с тех пор в создании кластеров в Республике Молдова. Еще по другим соображениям, помню, академик Белостечник, который у нас здесь присутствует, все время говорил, когда представлял отчет о конкурентоспособности в бывшие времена, что у нас один из самых низких показателей все время было именно уровень кластеризации, то, что у нас почти отсутствует. Да. Когда мы спрашивали, вот почему это происходит, почему спрашивали сами себя и спрашивали вот, путем анкетирования или интервью, все как-то боялись кластеров, что-то думали, что это какой-то опять нас принуждает какую-то организацию, какой-то колхоз, не знаю, какой-то. Вы предлагаете одно из ваших предложений создать агентство. Здесь хочу, чтобы вы просто уточнили. Речь идет об агентстве на уровне управления, государственного управления, то есть как агентство, как на уровне тех агентств, которые существуют, или это речь идет о какой-то ассоциации, которая пилотировала на уровне неправительственных ассоциаций интересы создания кластера, чтобы это опять не запугивало. Вот, наверное, эти два вопроса, если можно, такой для полемики. Спасибо. Касательно первого вопроса, более эффективным по нашему исследованию оценки является центральный регион. Ну, естественно, из него выделяется муниципий Кишинев. Ну, на третьем месте, потому что если отделить муниципий Кишинев, который является все-таки частью центрального региона, то есть центральный регион, потом северный регион и третий южный регион. Если говорить о районах, то мы предложили методологию оценки, все районы, оценку всех районов мы не проводили в нашем исследовании. Мы предложили саму методологию оценки и привели в качестве практических примеров, разделив Малавию на три области, северную, центральную. В которую вошли все районы. Ясно, да. Ну, оценка экоэкономики. Ну и муниципий Кишинев, конечно, да. То есть тут сконцентрировано Кишинев. Львиная доля экономики государства. По поводу отношения к кластерам и агентствам. Агентство, которое предлагается нами, создание, которое предлагается нами, это предлагается на государственном уровне, потому что очень важно для развития кластеров иметь поддержку государства, на что указывают и примеры стран Европейского Союза. То есть особо успешное развитие кластера, например, на примере Швеции, оно
формируются и сверху вниз, то есть по инициативе государства, при поддержке, при инициативе иногда государства, и снизу вверх при инициативе предпринимателей, то есть частного сектора, что дает вообще лучший эффект, если происходит и сверху вниз, и снизу вверх развитие пласта. То есть, по поводу отношения, встречали только позитивную на всех уровнях коммуникации и при опросе участников формирующихся кластеров. Да, хорошо, спасибо. Ваш ответ мне и ваше мнение мне ясно. Стиманс Кулевич, так мой слон, другой город, но изитация. Алексей, благодарю вас за представление результата вашего исследования. Как раз ваш доклад завершен конкретными рекомендациями по развитию кластерного подхода как инструмента управления, и вы рекомендуете внедрять программы обучения на национальном уровне. На ваш взгляд, какие образовательные учреждения могли бы внедрить данные программы обучения? Данная программа обучения, хороший вопрос. Я думаю, что в первую очередь это те образовательные учреждения, которые бы приняли участие наряду с министерствами, которые указаны в алгоритме разработки дорожной карты по укреплению компетенций менеджеров экономических систем. И те, наверное, которые имеют технический сельскохозяйственный профиль. Ну, в первую очередь, политех. Так. Можно мне тоже? Это тоже вот по поводу выводов. Не надо. Там вы 10-й, по-моему, последний вывод, который был. Вот на 22-й странице в автореферате вы пишете об использовании, да, моделей, которые вы разработали, которые позволят учитывать специфику взаимодействия экологических, экономических, социальных и институциональных подсистем. Подскажите, пожалуйста, вы ее там в другом контексте немножко рассматриваете, а будет ли это способствовать повышению конкурентоспособности кластерного бизнеса при выходе на международный рынок? Спасибо. Конечно, да, будет способствовать, потому что внедрение новых технологий, экологизация производства, экологическая ответственность, которую предполагает кластер, экономическая система, будут приветствоваться на рынках Европейского Союза и станут конкурентным преимуществом. В принципе, сам кластер облегчает выход на зарубежные рынки через сеть партнеров, увеличение инновационного потенциала, обмен знаниями внутри кластера, усиливает бренд и репутацию участников, снижает риски, издержки, экспансии на международном уровне. Ускоряет процесс адаптации продуктов и услуг на новых рынках. Алексей, да, спасибо за презентацию. У меня вопросы связаны в большей степени с вашим исследованием. Вы, так я понимаю, проводили исследование с помощью анкетирования, да, такой инструмент использовали. 64, по-моему, да, респондента было опрошено. Уточните, пожалуйста, какие вопросы были выделены в процессе этого исследования, более подробно, да, может быть, как они бы их иерархизировали. И второй момент, какие факторы в большей степени повлияли на экономическую и экологическую систему, на экоэкономику, да, то есть какие в большей степени влияют на развитие процесса в Кагульском и Ульяновском районе. Спасибо. Первый вопрос, первая часть вопроса, какие... Какие проблемы были? Какие проблемы? Значит, проблема
одна из главных проблем – это демографическая проблема в этих районах. Недостаток рабочей силы из-за отрицательного уровня рождаемости, иммиграции, кстати, которая последние годы значительно уменьшилась, сама миграция, что является положительным фактором. Значит, климатические изменения, климат становится более засушливым в этих регионах, что также является проблемой. Дефицит местного инвестиционного капитала, отсутствие экономических, технологических связей между звеньями островных цепочек. Значит, ну, а факторы, в принципе, которые влияют в этих районах на экономическое развитие, значит, они примерно такие же, то есть географическое расположение, климатические условия, природные ресурсы, демография, экологическая культура, логистическая инфраструктура, возможность получения внешнего финансирования, технологическое оснащение, повышение компетенции, внедрение инноваций, экологический переход, экологизацию производства, внедрение возобновляемых источников энергии. Да, хорошо, спасибо. Ну, как я понимаю, преодоление проблемы есть факторы успеха, да? Да. Факторы воздействия. Спасибо. Так, спать, Патрич. Continuare. Iată, dumneavoastră ați menționat această cifră de 64 de respondenți în cercetare din capitolul 3. Spuneți cât de deschiși au fost managerii pentru această cercetare, anchetă, chestionare și totodată dacă dumneavoastră s-au interesat de rezultatele pe care le-ați obținut, dacă au vrut să le vadă să iau o anumită măsură și totodată cum ați calculat mărimea respondenților, adică de ce 64 sau doar atâți au participat sau ați preconizat ca numărul acestor să fie mult mai mare. Mulțumesc. Mulțumesc. Так. Три части. Первая часть, как реагировали, да? Да. Как это скажем? Ну, как насколько открыто. Значит, ну, по-разному, значит, по-разному. Я думаю, значит, большинство было достаточно открытым, потому что, в принципе, наверное, уже сам шаг участия в этом, в этих программах, потому что многие участвуют в программах обучения, которые финансируются внешними партнерами, в основном были открыты. Почему 64? Значит, потому что в Кагульских и Унгенских районах именно финансируется программа ЕФУ Молдова, значит, создание кластеров. И, значит, там где-то всего, значит, около 8 кластеров разных, то есть здесь там не только столовых сортов и ягодные. Но количество членов небольшое, то есть 8, 6, поэтому отсюда и... То есть охват, ну, наверное, процентов 70. Да, Маткач, другая дорога. Да, так и пермитец. Значит, если говорить об экосистеме, вообще о вопросах экологии, общеизвестно, что это на данный момент одно из направлений евроинтеграции Республики Молдова, примыкание в частности к соглашению, Базельскому соглашению и вопросах экологии. Вот одно из направлений, прошлый год, в принципе, оно начало формироваться, это так называемые РЕПы, Responsabilitate Extinsa Producătorului, то есть расширенная ответственность производителя в форме ассоциации. Вот, возможно, вы сталкивались, есть ли в Унгенском и Кагульском районе вот такие ассоциации, и каким образом вы видите, что они потенциально, возможно, впишутся в данные кластеры? Ассоциаций таких, насколько я знаю, нет. Значит, в кластеры, я думаю, не впишутся, если бы они были, потому что
важной частью экологической подсистемы, да, экономической системы, кластера, ну, например, как экономическая система является именно анализ, контроль, ну и какие-то, значит, меры воздействия на предпринимателей для экологического перехода. Adresez o întrebare, tot am să vorbesc în rusă ca să înțelegeți mai corect. Și, văd, în contextul tot ce говорила госпожа Carolina Ткач, доктор конференциары, когда Кыншкин был доцент, да, какие субъекты все-таки должны участвовать в менеджменте экоэкономических систем и какова их основная задача? Спасибо. Ну, основные субъекты, значит, это сами предприятия, органы государственной власти разных уровней, торгово-промышленные палаты, научно-исследовательские институты, отраслевые ассоциации, международные организации, которые выделяют средства на профильные проекты, профильные неправительственные организации, экологические, например, финансовые институты. Ну а задачи, значит, наверное, основные задачи, это, ну, у каждого они свои, но одна из таких главных — это привлечение инвестиций в создание новых производств и повышение уровня знаний, компетенций менеджеров и потенциальных членов кластеров, стимулирование существующих компаний к участию в этом, к экономической деятельности с повышенной добавленной стоимостью. Значит, работа над тем, чтобы возможности ассоциации с Европейским Союзом и другими экономическими соглашениями, экономическими агентами, в том числе и членами кластера, использовались в большей мере, стимулирование экологического перехода. Спасибо. 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 Așa, am avut, că nu mai sunt întrebări. Atunci, chiar să-mi voie să-i pierd cuvânt domnului Portărescu Sergei, doctor conferențiar, conducătorul științific al doctorandului, pentru a ne relata despre calitățile și activitatea care ați avut-o împreună. Mulțumesc, domnul președinte. Din start vreau să-mi cer scuze pentru emoțiile care posibil să apară, pentru că încă nu am o atât de bogată experiență ca prezenți colegii de aici. Și cumva pentru noi este o dată importantă azi că am ajuns în faza când putem să prezentăm cercetările, rezultatele cercetării îndeplinite. Vreau să spun că pe parcursul colaborării cu Alexei Chertoca au fost presupuse multe direcții de cercetare. Am încercat să formulăm careva ipoteze. Ceea ce îl caracterizează pe doctorand este faptul că de fiecare dată încerca să vadă dacă mergem corect și bănuielele care apăreau ne făceau să fim tot mai precauți în cercetarea noastră. Plus, la toate, domeniul de cercetare pe care l-a ales nu este atât de nou și nu sunt cărăruși bătătorite. Insistența dumnealui de a vedea rezolvarea problemelor sistemului eco-economic prin clusterizare ne-a făcut să ajungem la rezultatul pe care l-ați văzut astăzi și vreau să vă asigur că este așa o caracteristică
binevenită când era ferm convins pe poziție și a reușit să primească și răspuns de la mai multe organizații cărora le-am adresat autoreferatele. Au venit avize și din Ucraina, și din Rusia, și din, de aici, de pe loc, din clusterele de la Ungheni, Cahul, Camera de Comerț și Industrie. Acest lucru cumva m-a făcut să cred că direcția care am ales-o este una reușită și e de succes. Vreau să vă rog să ne încurajați în acest demers și să susțineți candidatul la titlul de doctor în științe economice, pentru că pe bune o merită, chiar dacă cercetarea a durat un pic mai mult. Dar a fost una așa mai adânc făcută. Mersi. Da, vă mulțumim. Tema complexă. Stimați colegi, dați-mi voi să-i oferim cuvânt secretarului științific al Consiliului, să ne spună care au fost obiecțiile, care au fost toate de la diferite etape ale susținerii și ce avize au pervenit la teză și rezumat. Da, mulțumesc. Doctorandul a prezentat avizul ședinței Departamentului Management și Antreprenoriat, hotărârea seminarului științific de profil Management și Marketing în economie contemporană. Eu îmi să dau citire concluziilor și recomandărilor, da? În primul rând, tezei de doctor. În urma discuțiilor la ședința departamentului și la seminar științific, au apărut următoarele recomandări. Autorul folosește în diferite contexte noțiuni de nivel regional și nivel local, au trebuit concretizate ce includ acestea. La pagina 75-79, autorul prezintă experiența unor clustere din diverse țări și experiența clusterelor din Republica Moldova, dar nu e clar care sunt condițiile ce lecții de învățat. În alt capitol, de asemenea, se prezintă experiența funcționării clusterelor în alte state. Capitolul 2 este intitulat Proces formirovania eco-economică în Republica Moldova putem clusterizație biznesa, deci ar trebui de așteptat că va fi descris procesul de formare a ecoeconomiei în Republica Moldova, dar sub capitolul 2.2, международный скрининг подхода к кластерам как эколого-экономическим системам в государствах Европейского Союза, iarăși ne duce în afară țării. S-ar cere o revizuire a titlului acestui capitol pentru ca să fie cât mai apropiat de ceea ce este relatat. Autorul nu de fiecare dată argumentează opinia pe care o expune. În capitolul 3, autorul calculează eficiența economică și ecologică a Republicii Moldova și a regiunilor. Nu este clar cum au fost realizate aceste calcule. Ar fi bine informația primară pentru aceste calcule să se conțină în anexe. Sub capitolul 2.4 este numit Дорожная карта формирования потенциала компетенции менеджеров eco-economicistic sistem Republicii Moldova, dar de fapt în afară de ultima propoziție în care se face referire la anexa 3, în care autorul prezintă acest document, nimic nu sugerează denumirea subcapitolului. În teză se face referință la un sondaj despre care se menționează cam puțin, pentru a fi mai credibil este recomandat că în anexe se există lista clusterelor. În capitolul 3, autorul utilizează pentru calculele diferite relații, nu există nicio referință în anumite surse. Nu este clar cine este autorul anexelor 4 și 5, lipsesc certificatele de implementare a rezultatelor cercetărilor științifice, de clarificat unele neconformități tehnice. Conținutul tezei de doctor corespunde, da, și ca concluzie a și ședinței Departamentului Management și Antreprenoriat și a seminarului științific specializat, decizia ca rezultatul, concluzia rezultatului examinării tezei de doctorat cu tema implicații manageriale în procesul de formare a eco-economiei în Republica Moldova, elaborată de Alexei Chertocă,
în scopul obținerii titlului științific de doctor în științe economice la specialitate 521.03 economie și management în domeniul de activitate. Se propune perfectarea lucrării conform recomandărilor recenzenților și recomandărilor membrilor departamentului. În primul caz la ședința departamentului și în cazul seminarului științific, conținutul tezei de doctor corespunde specialității științifică 521.03, economie și management în domeniul de activitate. Și punctaj și în conformitate cu regulamentul privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al NACEC numărul 38 din 10 octombrie 2018, seminarul științific de profil, solicită formarea Consiliului Științific Specializat. Da, vă mulțumesc mult, domnule Crătoca, dacă aveți... Da, doamnă Drugar, avizele autorității, aveți avize care au pervenit la Consiliu, la adresa autorților? La rezumat sau... Actele de implementare și avizele, da, da, da. Da, de la cine au luat avizele, spuneți? Secretar de stat a Ministerului, privind rezultatele științifice prezentate în teză de doctor, Ministerul Mediului, да, заведующая кафедрой интегрированных технологий управления Национального университета Одесская политехника Министерства науки и образования в Украине. Авизул Драгош Чимпоеш, доктор хабилитат, профессор университета, университета Дистад Молдова. Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления. Доктор, заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики, профессор Сенокосова. Директор АО Центру де бизнес Динкахул Нибуна Анатолия. Асоциация продукторилор де стругур де маса дин району Кахул Тотован Серджио. Adeverință de implementare, directorul filialei Ungheni, domnul Dorin Budeanu. Asociația obștească Digital Agro Cluster Zinaida Clămădeală, manager, directorul filialei Ungheni, Camerei de Comerț și Industrie și președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergei Hare. Deci au fost și avize și certificat de implementare. Da. Avizele face să înțeleg așa, pozitive. Cu... Da, da. Și vă rog mult să ne expuneți, să vă expuneți și pe nota informativă de la ANACEC. Da. Este și nota informativă. În baza examinării tezei de doctor în științe economice a domnului Alexei Chertocă, în cadrul ședinței Comisiei de Experți, în științe economice, sociologie, media și comunicare, Agenției Naționale de Asigurare a Calității, au fost formulate următoarele recomandări și obiecții. Pentru a evalua validitatea și aplicabilitatea propunerilor din teză, de exemplu, mecanism managerial pentru formarea unei ecoeconomii prin clusteri de afaceri și managementul clusterilor, modul funcțional la mecanismul de gestiune a sistemelor ecoeconom, ar fi utilă o analiză a posibilor obstacole în implementarea lor în contextul Republicii Moldova. Sunt mai puțin evidențiate conexiunile și interdependențele dintre subiecte, abordarea integrată ar oferi o perspectivă mai clară asupra modului în care aceste componente se îmbină în contextul Republicii Moldova. Se observă o supraaccentuare a termenului de management, care în unele cazuri poate camufla importanța altor categorii, iar uneori nu este complet clar raportul personal. Se recomandă de a redacta toate figurile din capitolele 2-3, se recomandă redactarea tuturor formulelor din capitolul 3,
sunt preluate prin copy-paste. Există unele repetări, de exemplu, la pagina 73, все национальные региональные стратегии умной специализации считают, что кластеры – основные столпы развития национального регионального роста экономических систем и консолидации международной конкурентоспособности. Textul lucrării este expus clar și coerent, dar ar putea fi redus atât volumul lucrării, cât și volumul anexelor care depășesc 40% din lucrare. Teza poate fi admisă, ca concluzie, teza poate fi admisă la susținerea publică după luarea în considerare a recomandărilor și obiecțiilor formulate și după aprobarea ei în ședința plenară a Consiliului Științific Specializat. Luarea în considerare a recomandărilor și obiecțiilor presupune efectuarea modificărilor în teză sau argumentarea lipsei necesității de a le efectua. Candidatul prezintă un răspuns sub formă de tabel la notă informativă. Răspunsul se semnează suplimentar de către seminar științific și președintele Consiliului Științific Specializat. Așa, vă mulțumesc și așa cum sugerează constatarea din nota informativă, domnul Cretocă, cum ați luat în considerare, ce n-ați luat în considerare, ce ați luat în considerare, atât la capitolul notic, cât și avizelor de la departament și seminarul științific de profil. Da, все замечания, рекомендации в заседании департамента и семинара были приняты, исправлены, включены, дополнены и учтены в работе перед передачей ОНЧЕК, и уже после получения рекомендации от ОНЧЕК тоже они были все учтены в работе и передачей. Да, спасибо вам, начинаем. Акшестер Фин, спустя снимать коллеги, даже акцептел на часть распонс, дальше порчедим după procedură cu acordarea, oferirea cuvântului referenților oficiali. Și vreau să rog pe domnul profesor, doctor candidat Pietru Catan, să intervină primul. Mulțumesc, stimate domnule președinte. Cred că se aude. Nu se aude, că stimaților domnului colegi, stimate domnul pretendent, examinând multiaspectual și complex lucrarea doctorantului Cretocă Alexei, realizată în cadrul Departamentului Management și Antreprenoriat al Academiei de Studii Economice din Moldova, cu titlul Implicație manageriale în procesul de formare a ecoeconomiei Republica Moldova, țin să menționez următoarele aspecte. Actualitatea, importanța și gradul de cercetare de studierea temei de cercetare. Actualitatea și importanța lucrării este dictată de rolul economiei în perioada actuală, care trebuie percepută ca una dintre direcțiile de bază în atingerea dezvoltării durabile a economiei naționale și ca un mijloc de utilizare eficientă a resurselor și energiei, de aplicare a tehnologiilor mai pure, cu emisii de carbon și poluare redusă, și de minimizare considerabilă a riscului de mediu. Ecoeconomia marchează o etapă nouă, ce reprezintă trecerea de la modelul de dezvoltare care tratează protecția mediului drept o povară economică spre un model care folosește protecția mediului ca una din prioritățile stringente de creștere a economiei. Ecoeconomia capătă un rol tot mai important în dezvoltarea durabilă, de unde apare necesitatea tot mai des dezbătută de a asigura echitatea între generații, dar și în cadrul acestora. Conform paradigmei ecoeconomice, o economie durabilă respectă oferta ecosistemelor, fiind dependentă de toate resursele acesteia, precum resursele piscicole, resursele forestiere, pășunile, fânețele, terenuri arabile, etc. Atât timp cât recoltele nu depășesc oferta durabilă, poate fi susținută acceptarea limitelor sistemelor naturale. Economiile bazate pe semnale greșite, primite din partea piețelor referitoare la volumul cererii, vor conduce la decizii de creștere irațională a ofertei de produse, în special agricole, decizii ce constituie rețeta cea mai bună pentru distrugerea sistemelor naturale. În teza examinată, autorul scoate evidență problemele legate de reglementarea economiei prin formarea unui spațiu de piață orientat spre mediul înconjurător cu introducerea principiilor ecoeconomiei.
Acest studiu va permite, pe baza rezultatelor obținute, să se rezolve o importantă problemă științifică actuală pentru științele economice, care constă în justificarea și argumentarea teoretică și metodologică a noului concept de sistem ecoeconomic, introducerea tehnologiilor noi, a managementului ecoeconomic, care a contribuit la dezvoltarea și utilizarea unor instrumente și metode moderne de management, în procesul de formare și statornicire a sistemelor ecoeconomice în regiunile Republicii Moldova. În acest context, considerăm tema tezei examinate ca fiind una actuală, importantă și originală. Baza teoretică a tezei. Scopul cercetării constă în dezvoltarea viziunilor teoretice, a recomandărilor metodologice și practice, privind orientarea aspectelor manageriale în dezvoltare și formare sistemelor ecoeconomice de Republica Moldova, prin clusterizarea afacerilor. Reieșind acest obiectiv principal, autorul și-a trasat o serie de obiective și ipoteze care au determinat structura tezei de doctor. Astfel, teza de doctor este structurată din trei capitole care sintetizează atât partea teoretico-metodologică cât și aplicativă. În primul capitol, domnul Chertoacă Alexei analizează și dezvoltă din punct de vedere teoretic principale noțiuni, concepte, instrumente care în mod direct se intercalează cu tematica propusă spre cercetare. Trebuie de menționat că toate subiectele analizate, cum ar fi evoluția conceptului privind formarea și dezvoltarea ecoeconomiei, caracteristicile relațiilor ecoeconomice în contextul dezvoltării regionale durabile, precum și aspectele gestiunii sistemelor ecoeconomice, sunt noțiuni moderne, noi și sunt puțin studiate din punct de vedere științific. Autorul reușește să efectueze un studiu aprofundat și să cerceteze variate surse de literatură de specialitate. Faptul că autorul a prezentat cele mai comune concepte care au stabilit o legătură între economie și natură i-a dat posibilitatea de a lărgi arealul cercetării, asigurând identificarea unei serii de tendințe generale semnificative care determină vectorul dezvoltării politicii moderne ecologice și evidențierea celor care conțin o logică în dezvoltarea lor, indiferent de scenariile existente pentru dezvoltarea unui anumit stat. Autorul face referință la lucrările fiziocraților, economiștilor clasici, neoclasici și ale marxiștilor, ce i-au permis formularea multor idei, acestea fiind relevante și în ziua de astăzi. Face referință la experți internaționali, național recunoscuți în domeniu, cât și la lucrările proprii în capitolul întâi al tezii, care este dedicat analizei instrumentarului managementului sistemelor ecoeconomice. Acest capitol conține așa elemente ca definiții, clasificări, tipologii, descrierea istorică a fenomenelor, sistematizarea instrumentarului, sinteza analitică a materialului factologic, etc. Prin urmare, considerăm că lucrarea analizată are o bază teoretică de nivel înalt. Drept consecință a acestei analize, autorul a format o serie de ipoteze de cercetare, care sunt de ordin cauzal, iar ipoteza generală este că mecanismul de management al sistemelor ecoeconomice este un instrument de răspuns la schimbările și impactul factorilor ecoeconomici asupra economiei regiunii. Aceste ipoteze sunt validate în următoarele capitole care denotă deja o amprentă aplicativă. Pornit de la scopurile și obiectivele tezei urmărite, a sintezii conceptelor teoretice și metodologice a managementului sistemelor ecoeconomice, constatate după totalizările și generalizările efectuate de autor, sinteză și după rezultatele cercetărilor științifice proprii, bazate pe date concrete, economice, sociale, manageriale, după conținutul tezei, concluziile și recomandările efectuate de autor, se poate declara că această lucrare prezintă și are în conținut inovație științifică. Noutatea științifică a rezultatelor obținute, având un suport metodologic bine argumentat, este ramificată pe un șir de întrebări ce țin de problema cercetată. Problema de cercetare, scopul și obiectivele sunt originale. Tema de cercetare reprezintă o abordare originală a unei probleme puțin studiate. Merită atenție următoarele rezultate. Fundamentarea conceptului de formare și dezvoltare a sistemelor ecoeconomice ca proces constant de reglementare a relațiilor economice și ecologice în baza noilor tehnologii de economisire a resurselor naturale, elaborarea mecanismului managementului privind formarea ecoeconomiei prin intermediul clusterizării afacerii și al managementului clusterilor, elaborarea recomandărilor pentru foaia de parcurs a Programului Național de Consolidare a potențialului managerilor sistemelor ecoeconomice cu algoritmul de implementare acestuia, precizarea indicatorilor
privind evaluarea calității mediului, prognozarea posibilor schimbări naturale ca urmare a procesului decizional, economic și impactul acestor asupra proceselor de producție. Crearea modelului de gestiune a clusterului sistemelor ecoeconomice în baza interacțiunii elementelor și subsistemelor, etc. Valoarea practică a cercetării. Semnificația practică a rezultatelor cercetării constă în faptul că prevederile metodologice și recomandările practice științifice elaborate de autor pot fi utilizate de autoritățile centrale și locale, responsabile de elaborarea politicilor în domeniul ecoeconomiei, de clusterele și întreprinderile de diferite direcții la nivel regional cât și național pentru rezolvarea problemelor legate de formarea și dezvoltarea sistemelor ecoeconomice. Autoritățile pot folosi recomandările practice în elaborarea și implementarea prevederilor conceptuale pentru dezvoltarea ecoeconomică în Republica Moldova, iar managerii de întreprinderi din cadrul clusterelor le pot folosi pentru eficientizarea și echilibrarea obiectivelor activității economice regionale, prin prisma aspectelor economice, sociale și factorilor naturale. Paragrafele celor de-al treilea capitol al tezei pot servi ca material metodic pentru seminarele la programele de studii management cât și antreprenoriat. De menționat că rezultatele științifice ale lucrării au fost implementate în cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova, filialii Ungheni, Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova, clusterului Bacifer Digital Agrocluster din Raionul Ungheni, Asociației Producătorilor de Struguri de Masă din Raionul Cahul și Centrului de Business din Cahul. Inovația și organizarea științifică. Inovația științifică a lucrării prioritare este reflectată în opinia noastră în capitolul 3, unde este propusă o abordare metodologică a evaluării eficienței ecoeconomice a regiunilor Republicii Moldova. Este analizat impactul factorilor ecoeconomice asupra procesului de formare a clusterelor de afaceri din Raioane, Cahul și Ungheni și aplicarea practicilor ecoeconomice de management în dezvoltare și formare ecoeconomiei regionale. A fost elaborat modelul de funcționare, mecanismului de gestiune a sistemelor ecoeconomice. Dezvoltarea și aplicarea modelului de funcționare a mecanismului de gestiune a sistemelor ecoeconomice Republica Moldova va permite luarea în considerare a specificului interacțiunii subsistemelor ecologice, economice, ecologice și instituționale, ceea ce va ajuta autoritățile publice de nivel național și regional să intervină rapid la schimbările și impactul factorul ecoeconomic asupra sistemului ecoeconomic. Calitatea metodologică a cercetării se evidențiază prin complexitatea reperilor epistemologice, profunzimea interpretărilor și a resurselor utilizate. Autorul pune accent pe teoriile studiate care permit conceptualizarea și înțelegerea adecvată a principalelor noțiuni, concepte vizate subiectului temei. Scopul principal al cercetării este clar definit și este în concordanță cu obiectivele stipulate. Acestea sunt logic specificate și sunt în concordanță cu tema cercetată. Abordările, metodele, procedurile, tehnicile utilizate sunt descrise bine, iar argumentarea selectărilor este convingătoare. Problemele de cercetare sunt bine argumentate și conectate logic la cadrul teoretic. Analiza demonstrează o foarte bună stăpânire a metodelor alese, fiind sistematică, precisă și fiabilă. Metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea obiectivelor. În lucrare, autorul identific și sistematizează instrumentarul metodologic specific analizei temei enunțate. În procesul investigației științifice prezentate, autorul a aplicat de asemenea și alte metode științifice ca abordare deductivă, abordare inductivă, metode de diagnosticare, ca analiza cantitativă și analiza calitativă. Acest fapt ne sugerează că autorul cunoaște bine aceste metode și are abilitatea de a aplica corect instrumentarul tehnico-metodologic. Conceperea și calitatea textului. Conținutul tezei este structurat în trei capitole care sunt ordonate logic în baza obiectivelor și asigură o consecutivitate a cercetării efectuate. Prezentarea materialului în capitol este practic echilibrată. Materialul expus în teze corespunde temei de cercetare și are volumul de 141 de pagini de text de bază, de la introducere până la bibliografie, stilistic și gramatical, teza este scrisă într-un limbaj științific, sunt aplicate corect standardele bibliografice în cea mai mare parte, tabelele și figurile sunt adecvate, inclusiv și elementele acestora. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor.
Concluziile sunt bine argumentate și pot fi utilizate pentru sporirea eficienței managementului dezvoltării și formării sistemelor eco-economice prin acceptarea și implementarea în practică a instrumentelor propuse. Concluziile generale și recomandările prezintă sinteza analizei efectuate. Sunt formulate clar și concis prin prisma obiectivelor de cercetare și a elementelor de noutate științifică. Asigurarea bibliografică. Bibliografia este una relevantă și constituie 165 de surse. De asemenea, cercetarea efectuată este susținută și cu material factologic și statistic, literatura de specialitate, monografie, manuale, studii, articole științifice relevante, publicațiile autorului, acte legislative și normative la nivel național și internațional din domeniu, materiale organismelor internaționale și date statistici naționale ale Biroului Național de Statistică. Corespunderea conținutului tezii, temei aprobate publicațiilor candidatului și rezumatului tezii. Conținutul tezii și a rezumatului corespund subiectului și specialității. Rezumatul științific relatează principalele rezultate obținute în teză. Rezultatele tezii au fost selectate 9 lucrări, dintre care 4 articole reviste științifice de peste hotare și în reviste naționale de categorie B, 5 articole ale lucrărilor manifestărilor științifice internaționale și naționale. Toate aceste publicații și comunicări corespund subiectului analizat în teză. Recomandări privind direcțiile viitoare de cercetare. Studiul poate continua prin evaluarea diferitelor instrumente de management utilizate la nivel macro în Republica Moldova, cum ar fi facilitățile fiscale, subvențiile pentru tehnologiile vieți și reglementările legale menite să stimuleze dezvoltarea durabilă din punct de vedere ecologic. Analizând eficacitatea acestora, se poate identifica cele mai bune practici și se pot face recomandări pentru intensificarea măsurilor politice. Exploatarea impactului programelor educaționale și al campaniilor de conștientizare asupra formării culturii ecologice și a comportamentului economic responsabil în Republica Moldova. Studiul poate include analiza inițiativelor educaționale actuale, sondaje de opinie publică și elaborarea de strategii pentru implicarea mai eficientă a diferitelor grupuri ale populației. Există posibilitatea de a continua analiza relației dintre sustenabilitatea ecologică și creșterea economică în Republica Moldova. Cercetarea poate examina modul în care investițiile ecologice și tehnologiile verzi pot contribui la dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții populației. Această abordare va ajuta la identificarea potențialului pentru creștere economică durabilă în contextul tranziției către o eco-economie. În concluzie și recomandări pentru fiecare contribuție proprie, se recomandă a indica numărul capitolului și numărul paragrafului de unde a fost dezvoltată. Concluzia privind corespunderea tezei titlului științific solicitat. Teza de doctor în economie cu titlul implicații manageriale în procesul de formare a eco-economiei Republica Moldova, autor domnul Chertoc Alexei, conducător științific portalistul Sergei, doctor în economie, conferențiar universal, este o lucrare științifică originală, cu rezultate principale noi pentru știință și practică, caracter terminat, finalizate, concluzii teoretice, recomandări practice pe date concrete a rezultatelor cercetărilor științifice efectuate de autor. Teza pune în valoare probleme de interes major pentru știință și practică economică. Lucrarea este elaborată prin aplicarea unei metodologii științifice adecvate, tratării subiectului, explicată și aplicată pe parcursul lucrării, ceea ce dovedește că autorul este un cercetător științific format. Ținând cont de actualitatea temei cercetare, de originalitatea lucrării, rezultatele obținute, opiniile formulate, recomandările propuse, gradul de valorificare a cercetării și noutatea științifică enunțată, consider că teza corespunde cerințelor impuse unei asemenea demers, iar autorul cercetării, domnul Chertoc Alexei, merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitatea economie și management în domeniul de activitate. 7 martie 2024. Mulțumesc! Domnule profesor Cătan, vă mulțumesc foarte mult. Eu, Stănescu, își propun să ascultăm și cea de-a doua recenzie, pe care rog foarte mult doamna Todu să expună, dar domnul Chertoc, așezați-vă, nu avem nimic împotrivă dacă vă așezați. Domnul Cătan, mulțumesc frumos! Până să vă oferim cuvânt să răspundeți la recenzia Recenzie la teza de doctor în științe economice. Implicații manageriale în procesul de formare a ecoeconomiei Republica Moldova, elaborată de Chertoc Alexei, la specialitatea 521-03, economie și management în domeniul de activitate. Actualitatea temei cercetate. Actualitatea și importanța temei de cercetare privind implicații manageriale în procesul de formare a ecoeconomiei Republica Moldova este evidentă în contextul actual al economiei globale. Resursele naturale sunt limitate, iar presiunea asupra mediului înconjurător crește,
În acest context, dezvoltarea unei eco-economii devine crucială pentru asigurarea sustenabilității și echilibrului între dezvoltarea economică și protecția mediului. La ora actuală, afacerile au preluat noile tendințe de ecologizare, au început pas cu pas să-și adapteze procesele tehnologice și activitatea în ansamblu, astfel integrând în practicile sale utilizarea eficientă și durabilă a resurselor existente, precum și se preocupă permanent de tot ce le înconjoară și se orientează către reducerea daunelor cauzate mediului din punct de vedere al schimbărilor climatice, biodiversității, deșeurilor, utilizarea apei și a resurselor poluare, prin întreprinderea unui șir de măsuri care să ducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților atmosferici, îmbunătățirea eficienței energetice și a apei, reducerea nivelului deșeurilor și să opteze pentru reutilizare și reciclare, utilizarea resurselor regenerabile, reducerea deșeurilor periculoase, reducerea substanțelor toxice și periculoase. Ecoeconomie reprezintă o abordare integrată care îmbină aspecte economice, sociale și ecologice și managerii joacă un rol esențial în această tranziție către o economie verde. Implicațiile manageriale în procesul de formare a ecoeconomiei includ planificare strategică, inovarea și tehnologia, managementul resurselor naturale, responsabilitatea socială. Managerii trebuie să integreze obiectivele de dezvoltare economică cu cele de protecția mediului, ei trebuie să identifice oportunități de afaceri sustenabile și să dezvolte strategii pe termen lung. De asemenea, managerii trebuie să fie la curent cu noile tehnologii și să promoveze inovația în procesul de producție și servicii. Adoptarea tehnologiilor verzi poate reduce impactul asupra mediului. Managerii trebuie să gestioneze eficient resursele naturale, să reducă deșeuri, să promoveze reciclarea. Ei pot implementa practici de economisire a energiei și a apei în cadrul organizațiilor. Precum și managerii trebuie să fie responsabili față de comunitate și mediu. Ei pot dezvolta programe de implicare socială și să promoveze transparența în raportarea impactului asupra mediului. Anume, aceste deziderate se află la baza conceptului tezei doctor în științe economice cu tema implicații manageriale în procesul de formare ecoeconomiei în Republica Moldova, elaborată de domnul Chetoc Alexei. Scopul cercetării este să dezvolte viziuni teoretice, recomandări metodologice și soluții practice pentru orientarea aspectelor manageriale în dezvoltarea și formarea sistemelor economice din Republica Moldova. Autorul vede realizarea acestui scop prin clusterizarea afacerilor, adică gruparea strategică a companiilor similare pentru a promova o economie sustenabilă și eficientă. După cum reiese din lucrare, demersul de cercetare se bazează pe anumite sarcini bine formulate și structurate. Bunăoară, sarcina cercetării constă în analizarea și dezvoltarea aspectelor conceptuale prin formarea, dezvoltarea și rolul sistemelor ecoeconomice. De asemenea, se va explora gestiunea formării acestor sisteme, instrumentele de gestiune utilizate prin clusterizarea afacerilor în Republica Moldova. O altă componentă importantă a cercetării vizează evaluarea eficienței ecoeconomice a regiunilor Republicii Moldova și impactul factorilor sistemelor ecoeconomice asupra dezvoltării economice a regiunilor Cahul și Ungheni. Totodată se va justifica fezabilitatea utilizării gestiunii clusterelor în formarea ecoeconomiei regionale, având ca exemplu raioane Cahul și Ungheni. În final, se va elabora un model de funcționare a mecanismului de gestiune a sistemelor ecoeconomice în Republica Moldova. În ce privește noutatea științifică a lucrării, am evidențiat generalizarea și sistematizarea prevederilor teoretice, precum și formarea de recomandări privind evaluarea eficienței ecoeconomice a regiunilor Republicii Moldova. De asemenea, se justifică oportunitatea fizabilității utilizării gestiunii clusterelor în formarea ecoeconomiei regionale și se propune un model managerial de funcționare mecanismului de gestiune a sistemelor ecoeconomice. Totodată au fost elaborate recomandări pentru faia de parcurs a unui eventual program național de consolidare a potențialului managerilor sistemelor ecoeconomice. Noutatea și originalitatea științifică a acestei lucrări constă în următoarele aspecte. A fost fundamentat conceptul de formare și dezvoltare a sistemelor ecoeconomice ca un proces constant de reglementare a relațiilor economice și ecologice. Aceasta se bazează pe noile tehnologii de economisire a resurselor naturale. A fost elaborată o abordare specifică dezvoltării sistemelor ecoeconomice, care include elemente subsistemului instituțional. Acest aspect este esențial pentru gestionarea eficientă a procesului de formare a ecoeconomiei. A fost dezvoltat un mecanism de management pentru formarea ecoeconomiei prin intermediul clusterizării afacerilor și managementul clusterelor. Aceasta facilitează colaborarea strategică între companii similare promovând economie sustenabilă. Au fost create recomandări specifice pentru faia de parcurs a unui eventual program național de consolidare a potențialului managerilor sistemelor ecoeconomice. Acestea vizează implementarea eficientă a strategiilor ecoeconomice la nivel național. Au fost definiți indicatori relevanți pentru evaluarea calității mediului. Aceștia permit prognozarea schimbărilor naturale ca urmare a procesului decizional economic și analizează impactul asupra proceselor de producție. A fost creat un model funcționare a mecanismului de gestiune a sistemelor ecoeconomice, bazat pe interacțiunea eficientă a elementelor și subsistemelor.
Acest model poate fi aplicat în Republica Moldova pentru a promova dezvoltarea sustenabilă. Rezultatele obținute de către autor în cadrul tezei de doctor, publicate în nouă lucrări științifice, se datorează studierii și utilizării suportului teoretico-științific, metodologic și informațional, cele mai relevante resurse de informat din domeniul economiei și managementului, având utilitate importantă atât lucrările savanților autohtoni, cât și cele ale savanților din străinătate. În cadrul cercetării sunt utilizate și metode clasice de cercetare, în principal observare empirică și analiza dinamică a realității, metoda monografică, inducția și deducția, comparația, sinteza, ilustrarea grafică și tabelară a materialelor studiate. Teza de doctor este elaborată în baza studierii legislației Republicii Moldova, României, Ucrainei, dar și a directivelor europene în domeniul concentrărilor economice, analiza bazei date statistice privind evoluții din domeniul managementului de mediu al UE, Eurostat și cele ale Biroului Național de Statistică din Republica Moldova. Teza de doctor în științe economice supusă recenzării este reușit structurată și corespunde cerințelor orientate către o astfel de lucrare, fiind constituită din introduceri, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, pe biografie din 165 de titluri, 15 anexe, 141 pagini de text de bază, 29 figuri și 23 de tabele. În primul capitol al tezei, intitulat Fundamente teoretice și metodologice ale managementului dezvoltării ecoeconomice regionale, cercetările s-au focusat pe evoluția conceptului de format și dezvoltarea ecoeconomiei, trăsăturile relațiilor ecoeconomice în contextul dezvoltării regionale durabile, precum și au fost luate în considerare aspecte ale managementului sistemului ecoeconomice. Autorul tezei doctor în științe economice, domnul Chirtoc Alexei, realizează o sinteză a cercetărilor în domeniul evoluției conceptului de formare și dezvoltare ecoeconomiei în diferite etape ale evoluției gândirii economice și teoriile înaintate de reprezentanții școlilor economice, precum și prezintă particularitățile de concept și conținut pentru fiecare școală de gândire economică. De asemenea, sunt prezentate etapele contemporane de evoluție a conceptului de ecoeconomie la nivel mondial, specificând perioada și aportul aduse către savanții din domeniu. Autorul susține că ecoeconomia devine un nou model economic global de dezvoltare durabilă, pagina 30, și se bazează pe 3 axiome. În continuare, autorul focalizează cercetarea pe analiza caracteristicilor componentelor sistemului economic, ceea ce este expus în tabelul 1.1, pagina 34-35, a caracteristicilor relațiilor ecoeconomice în contextul dezvoltării regionale durabile, propune modelul sistemului ecoeconomic, figura 1.2, pagina 37, precum și subliniază importanța managementului sistemului ecoeconomic, tabelul 1.2, pagina 47-48, figura 1.4, pagina 49, și a tuturor implicațiilor și influențelor ce se prevăd. Sinteza exhaustivă a viziunilor privind sistemul ecoeconomic și managementul sistemelor ecoeconomice, efectuat și prezentat de autorul tezii, pagina 53-61, permit să fie înțeles aspectul multilateral al problematicii abordate și cercetate în ziua de doctor în științe economice a domnului Chirtoc Alexei, de la planificare, organizare, până la implicațiile și influențele în integrarea sustenabilității în practici de management al organizațiilor de diferite nivele. Tabelul 1.4, pagina 59-60, până la abordarea dinamică a capacităților și resurselor existente. În continuare, capitolul 2, procesul de formare ecoeconomiei, Republica Moldova, prin clusterizarea afacerilor pe baza experienței țărilor UE, al tezii de doctor în științe economice, domnul Chirtoc Alexei analizează baza legislativă a Republicii Moldova cu privire la conceptul de clase, revoluția termenului, atât sub aspect metodologic cât și a fenomenului, precum și abordările de politici și modele de dezvoltare durabile care susțin acest proces. Totodată analizează experiența internațională a fenomenului de clusterizare și a impactului acestuia asupra economiei la nivel mondial și național în țările unde acestea există. A fost expus în tabelul 2.1, pagina 70, tabelul 2.2, pagina 71, anexa 1.2.3, pagina 178-191. Astfel, autorul este de părere că acest fenomen al clusterizării este unul important și oportun pentru economia țării noastre, deoarece aceasta este în creștere și are nevoie de soluții inovatoare și durabile pentru a stimula creșterea economică, pagina 73, și gruparea afacerilor a juca un rol decisiv în dezvoltarea ecoeconomiei din Republica Moldova. În continuare a logicii cercetării, autorul Chirtoc Alexei abordează managementul clusterului de cercetare ca metodă de gestionare a procesului de formare a sistemului ecoeconomice regionale Republica Moldova, figura 2.1, figura 2.2, pagina 85-90, precum și dezvoltă un algoritm pentru foaie de parcurs pentru dezvoltarea competențelor potențiale ale managerilor de sisteme ecoeconomice. În capitolul 3, intitulat Dinamizarea impactului managementului asupra procesului de formare a ecoeconomiei regionale Republicii Moldova, autorul prezentei tezei de doctor în științe economice, domnul Chirtoc Alexei, propune o abordare metodologică de evaluare a eficienței ecoeconomice a regiunii din Republica Moldova, tabelul 3.1, pagina 120, analizează impactul factorilor ecoeconomice asupra procesului de formare a clusterelor de afaceri în regiunile Cacuz și Ungheni și aplicarea practicilor de management ecoeconomic în formarea unei ecoeconomii regionale, tabelul 3.7, pagina 110. De asemenea, prezintă interes și modelul de funcționare a mecanismului de gestionare a sistemelor
EP economic elaborat de autor, figura 3.12, 4.55 și 3.14.56. Rezultatele obținute au determinat crearea unor direcții științifice implicați în îngerare în procesul de formare eco-economiei Republica Moldova, ținând cont de necesitatea alierii întreprinderilor din Republica Moldova la principiul dezvoltării durabile. Analizând conceptul, structura și materialul expus în teză, considerăm a fi oportună expunerea de obiecții care nu poate afecta valoarea tezei doctor în științe economice. Rezultatele analizei efectuate în capitolul 3 și reflectate în tabele 3, 4, 3, 5, 3, 6, 7, 8, 3, 9 sunt redate utilizând indicatorii variabile în limba engleză. Se recomandă traducerea acestora în limba rusă. În cercetarea din capitolul 2 din test nu sunt date explicații referitoare la criteriile conform cărora au fost stabilite numărul și reprezentativitatea respondenților pentru a justifica eșantionul intervievat și relevanța lui. Concluzii. Luată în ansamblu, teza de doctor în științe economice demonstrează noutatea științifică și utilitatea practică a materialului cercetat și confirmă că autorul este un cercetător format, capabil să abordeze probleme actuale și să găsească soluții științifice adecvate. Cercetările efectuate lărgesc esențial cadrul teoretic și conceptual al implicațiilor manageriale în procesul de formare eco-economiei Republica Moldova. Valoarea aplicativă a tezei se manifestă prin faptul că rezultatele studiilor efectuate permit conturarea unor căi concrete de ameliorare a situației cu privire la dezvoltarea unei eco-economii durabile, prin intermediul fenomenului de clusterizare și gestiune eficientă a acestea, precum și utilizarea unui instrumentar obiectiv de dezvoltare competențelor potențiale ale managerilor de sisteme eco-economice durabile, ca rezultat în analizei teze doctor cu tema implicații manageriale în procesul de formare a eco-economiei în Republica Moldova, consider că lucrarea corespunde cerințelor înaintate de ANACER și întrunește condițiile pentru a fi recomandată spre susținere în vederea obținerii de către Toc Alexei, gradul științific de doctor în științe economice, pe specialitatea 521.03, economie și management în domeniul de echitate. Referent oficial Tudor Serină, data 07.03.2024. Mulțumesc! Data când ați expediat aviz. Da, el a da, vă mulțumim și... mult, doamna Tudor, și pentru recenzie, și pentru modul clar și așa, coerent. Eu cred că ați și fără microfon puteți să, să vorbiți. Stimați colegi, dați-mi voie să oferim acum cuvânt domnului doctorant să răspundă ambilor referențe, eventual dacă aveți ce le răspunde în contextul unor sugestii, obiecții sau altceva, vă rog. Mulțumim. Очень приятные отзывы. Спасибо большое, госпожа Тобус, господин Катан. Все. А сейчас мы залежим вино, а ведь ничего объекции в Эстере, соответственно, для коротку, тот, чего да, вы пробовали. Аша, позиция на вас есть и клары. Вы мутсумеск, и... Пыну на то, я же рубил, хотят слать слог. Nu avem nicio obiecție. Procedem la discuții, da? La discuții, deci în rândul membrilor Consiliului, dar vreau să întreb dacă sunt în afara membrilor Consiliului doritor de a lua cuvântul și a să vă expune. Și așa, din public larg, reprezentantul doamna Felicianu Găstecnic. Da, mă spuneți, bună ziua! Mă bucur să prezint această ședință reprezentativă la nivel național. Mă uit aici Carolina de la Vâls, Aula de la Comrat, Irina din Cahul, noi și noi așa o parte genică de la Chișinău. Eu și doamna profesor Puternică, făcând parte din rândul publicului larg de această dată și realizăm acest drept de a ne expune părerea pe marginea acestei teze interesante care a fost propusă pentru a fi discutată. Chiar dacă suntem la o discuție economică, eu vreau să încerc să încep, cum mi-a zis, mica mea implicare cu componenta ecologică acestea, unde este prezentă și în denumirea lucrării, prin a vă zice că problemele ecologice sunt astăzi de o importanță foarte mare pentru întreaga omenire a globului pământesc și ferește Republica Moldova, așa precum este o țară mică ca și teritoriu, cu economie mică, comparativ cu altele, face parte din area de interese pentru acest domeniu. La fel, problemele ecologice sunt și o prioritate în cercetările științifice și la nivel mondial. Zic eu, uitați-vă toate concursurile
cursurile de proiecte de cercetare la nivel european, puteți să analizați care sunt prioritățile și o să le găsiți peste tot cele ecologice fiind între primele. La fel și în concursurile recent lansate de ANCD-ul nostru, putem să găsim problemele ecologice ca autoritate națională pentru proiectele care urmează să fie înaintate. Sigur că nu se referă toate la economie, ori problemele ecologice țin de toate domeniile posibile de cercetare și activitate socială, economică, fie vorba despre chimie, biologie, inginerie, tehnologie, toate abordează aceste aspecte, ferește știința economică nu este excepție în măsura în care este prezentă peste tot. În toate domeniile posibile de activitate socială, economică, umană, la general, așa, ori componenta economică este una foarte importantă în măsura în care noi, în calitatea noastră de oameni potențiali, cumpărători și consumatori, ne dorim produse de calitate mai bună, să le cumpărăm la prețuri mai mici, să ne satisfacă mai bine nevoile. Cei care vor să producă cu costuri mai mici, să vândă la prețuri mai mari, să aibă profituri mai mari, să aibă rentabilitate mai bună. Dar și societatea în întregime își dorește să aibă un mediu în care viețuiește favorabil pentru dezvoltarea sa, în cazul în care nu va fi luat în considerare acest grup de interese care aparțin societății în întregime, toate restul menționate mai sus nu vor avea nicio valoare cât de mare nu ar fi ea. Iar disproporționalitățile cu diferență la acești actori menționați mai sus produc efecte. Și suntem martorii discuțiilor foarte mari care au loc în prezent în Europa, în contextul promovării acestui concept de economie verde, care probabil că plac în cazul ăsta societății la general și nu plac producătorilor agricoli, în măsură în care le va afecta rentabilitatea, eficiența. Și au ieșit cu tractoare în toate străzile capitalelor europene. Asta înseamnă o situație în care nu au avut această abordare de sistem de care avem nevoie, cu referință la conceptul eco-economic. Cunoaștem bine dezvoltarea durabilă în care componenta ecologică este probabil că printre cele mai importante, de rând cu altele două care le formează. Sunt la mine rădică pe cineva și îmi zice, dar eu mă ocup cu probleme care țin de economie circulară, care fac și ele parte, cam, eu așa am înțeles, fac parte cam din același domeniu de interes. Noi în marketing vorbim despre conceptul de marketing social și etic, care la fel abordează această problemă de abordare sistemică a intereselor într-un spațiu economic și social. Am lansat să țin și un curs de eco-marketing, care vreau să cred că va cuprinde și ceea ce am menționat pretendentul la titlul științific, Alexei Tirtaru. Desigur că Alexei a demonstrat acest lucru de abordare de sistemul în cercetare pe care a efectuat-o și o prezintă astăzi sub formă unei teze de doctorat oferind mai multe instrumente care pot să fie în favoarea acestei dezvoltări eco-economice. Dânsul se referă la nivel regional, preponderent al numărul două regiuni ale Republicii, bine, nu regiuni economice, așa precum considerăm noi, două regiuni teritoriale din Republica Moldova, unde s-a testat aceste rezultate ale cercetărilor, de rând cu altele fiind și ceea ce noi numim dezvoltare de clustere în economie, care pot să constituie un instrument foarte important de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Desigur că nu a pătruns în detalii foarte mari cu referință la orice recomandare care a fost înaintată, în măsura în care ele fiecare în parte solicită și unele investigații suplimentare. La fel după cum și clusterele nu pot fi create prin directive, legi, hotărâri de guvern, ele se constituie de regulă în mod absolut haotic atunci când apar interesele mai multor agenți economici care fac în aceleași domenii sau tangențe comune în dezvoltarea acestora. Altceva că statul, prin propunerea care am înaintat, Alexei, trebuie să creează condiții în care să apară posibilitatea prin care să fie dezvoltate aceste clustere și domnul rector a arătat, într-adevăr, în toate rapoartele la elaborare cărora am participat în parcursul la 15 ani, să știți că toți
conducătorii de întreprinderi cu referință la competitivitate economică la nivel mondial și Republica Moldova în parte din acest raport, conducătorii, managerii de companii care au participat la sondaje pe care le-au realizat, au demonstrat faptul că anume la capitolul dezvoltarea clusterilor, Republica Moldova are rezerve foarte mari. De altfel, de rând cu cercetarea, inovarea și un pic educația. În acest context, am vrut să vă zic că teza este una foarte actuală după conținut, abordările pe care le-a avut autorul lucrării și probabil că prin faptul cum și-a demonstrat aceste abilități, Alexei Tertoc a meritat să fie susținut de către dumneavoastră, membri titulare Consiliului Științific, pentru vederea obținerii acestui titlu pe care întrebarea contează mult pentru el. Vreau să-mi închei micul meu discurs prin a zice că Alexei face parte din rândul acelor doctoranți din ASEM care și-a copie parcursul mai multor ani cercetarilor, în măsură în care, pe un perioadă mai lungă de timp și-a elaborat această teză. Eu mă amintesc când a venit pentru prima dată în ASEM, am avut discuții inclusiv cu el, destul de timid, retras, așa cu unele temeri, că va fi dificil, complicat. L-am văzut că astăzi deja un cercetător format, cu casă cât încredere în sine, zâmbește și expune părerea, operează corect cu terminologie științifică, economică, ceea ce demonstrează că nu s-a adus doar un atribuție proprie la dezvoltarea științei economice și managerială în Republica Moldova, dar și în dezvoltarea profesională proprie și vreau să cred că, indiferent de faptul în ce domeniu activează sau va activa, oricum aceste competențe și abilități de cercetare care te formează ca special ca profesionalist într-un domeniu, vor fi de un real folos și eu îi doresc mare succes în dânsului și sunt convins că dumneavoastră veți să susține această intenție a pregătirea. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamne Cădirincean, pentru intervenție. Paula Pavlovna, da, vă rog, doamna Putelnic. Da, publicul ar deja să fie complet. Noi am preluat inițiativă. Vreau să aduc felicitări doctorantului și conducătorului științific prin faptul că drumul acesta lung pe care l-au parcurs în sfârșit este înspre sfârșit, da, pentru că au ajuns la susținerea finală de teză. A fost lung nu doar drumul de la început, cum a zis doamna Cătrician, dar și drumul de la când a fost la departament, da, și până a ajuns astăzi, cred că un an a trecut, adică de asemenea, așa cum a prezentat astăzi, lent, calm, probabil așa și-a lucrat și cu lucrarea, fără ca să grăbească, de obicei noi tot timpul suntem grăbiți, el a ajuns astăzi ca să avem lucrarea aceasta care este prezentată și care este un, eu știu, un rod, cred că, suficient de bun. Am fost la celelalte, nu, la practic la toate etapele, da? Am la departament când a apărut prima variantă a tezei, am fost referent la teza respectivă, deci sigur că au fost înaintate mai multe obiecții pe care au fost luate în considerare, după care la seminarul științific, care iarăși de fiecare dată aceste recomandări, nu știu dacă sunt obiecții, sunt recomandări de îmbunătățire care în momentul în care le iei în considerare, sigur că duce la obținerea unui rezultat bun. Am participat la discuțiile la Comisia de Experți atunci când s-a luat decizia de a forma Consiliul de Astăzi și astăzi nu puteam să nu vin ca să finalizez, am zis, da, și să, într-un fel, la finalul acestei susțineri. De aceea văd evoluția atât a lucrării, pentru că am văzut lucrarea, cât și a doctorandului. Referitor la actualitatea temei, desigur că nu o să mă refer, domnul academician a vorbit foarte bine, dar vreau să zic că este o temă care în timp, da, din momentul de când a fost aprobată tema dată, ea nu că și-a pierdut din actualitate, dar din contra mi se pare că această actualitate se amplifică. Deci, de la bun început ați determinat direcția potrivită. Sigur că Alexei nu vine din mediul academic și s-a
sau nu corect am pus, sigur, să nu vine din mediul academic, dar desigur că am vrea ca în continuare să-și dezvolte abilitățile respective, să le utilizeze pentru, eu știu, cercetările ulterioare, deci să nu se oprească doar aici, pentru că odată ce ai intrat în această activitate, desigur că de fiecare dată toate lucrurile vezi altfel. De aceea vă doresc să utilizați aceste competențe pe care le-ați căpătat în activitatea dumneavoastră ulterioară și, de asemenea, îndemn sau, nu știu, membrii Consiliului ca să susțină această aspirație pe care o are candidatul. Vă mulțumesc! Doamna doctor Capeta, vă mulțumim. Eu vă propun în continuare, stimați membrii Consiliului, să mergem așa cum suntem practic amplasați, ca să ajungem până la mine, așa cum am încerc în regiunea să totalizez la sfârșit, așa că am să rog foarte mult pe doamna doctor Carolina Tkaci să începe dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul președinte. Eu studiind materiale teze, mi-am reamintit, cred că și de susținerea mea, când doamna profesor Cotilnic mi-a spus că te-ai încumetat să alegi o temă deloc ușoară. Cum ai, nu știu, ai avut îndrăzneala, curajul, da, deci exact același lucru m-am gândit despre teza domnului Alexei Cârtoca, deci aici ca întotdeauna doamna profesor Cotilnic, într-adevăr, o susțin totalmente, fiindcă problemele ecologice astăzi sunt tot mai complicate, mai mare atenție se dă și iarăși am mai zis-o și în contextul aderării la Uniunea Europeană. Deci eu văd teza tot la fel ca o lucrare finalizată, integră. Nu ați avut căi bătătorite și nu v-a fost simplu, cred că, să efectuați cercetarea. Deci, consider că rezultatele cercetării dumneavoastră merită să vi se confere titlul de doctor în științe economice și, deci, îndemn membrii Consiliului, adică eu mă expun pro. Și îndemn membrii Consiliului, deci, să fac același lucru, dacă consideră de cuvință. Da, vă mulțumim mult, doamna Tkaci. Doamna doctor, habilitat Levitska Алла. С процессом обострения экологических проблем перед экономической наукой стала, конечно же, проблема переосмысления сложившихся тенденций эколога экономического развития. И в этом плане ваша работа, Алексей, весьма актуальна, представляет живой интерес. В частности, вопросы кластеризации бизнеса в целом и внедрение экономической системы и управления через данные механизмы вызвали живой интерес у всех исследователей, которые присутствуют сегодня здесь. В той или иной степени мы были включены в данный процесс уже действительно в протяжении 10-15 лет. И, конечно же, международный опыт не дает точных стандартов государственной политики, инструментов для поддержки кластеров. Теория Портера, к которой вы тоже обратились в своей работе, обосновывает развитие промышленных кластеров на основе наличия критической массы, да, инновационно ориентированных предприятий, которые в условиях, скажем так, развивающихся экономик не всегда достижимы, к сожалению. Однако предложенная вами модель, она интересна, и вы справедливо отметили в своей работе, что формирование кластерного подхода, его применение зависит действительно от конкретных условий страны, региона. Поэтому те мероприятия, которые вы предложили, те рекомендации относительно применения кластерного управления на примере Кагульского, Онгенского районов, я думаю, что применимы и могут быть спроецированы на другие районы, регионы, естественно, Республики Молдова. Ну и в целом обоснованная аргументация полученных вами выводов способствует возможности их дальнейшего применения на практике, что усиливает, конечно же, ценность вашей работы. В целом представленные в защите исследования, выводы, в целом диссертационное исследование является, конечно же, научным трудом, соответствует предъявляемым
квалификационным работам подобного рода требованиям, вносит, на мой взгляд, весомый вклад в экономическое развитие и заслуживает присуждения степени доктора экономических наук по специальности 521.03 «Экономика и менеджмент по отраслям деятельности». Дану суместно, дана доктор Габитат Продика Перчун. Стимați colegi, în primul rând vreau să-mi exprim sincerele mulțumiri și recunoștință pentru faptul că ați considerat că sunt o persoană la loc potrivit în acest Consiliu Științific Specializat și, într-adevăr, cu mare interes am citit această temă, această cercetare, această teză, pentru că este o temă care, cum a menționat și mulțumatul domnul academician, nu mi-este indiferentă. Deci, sunt într-adevăr de ceva timp implicată pe lângă faptul că dragostea numărul unu este vorba de acele instrumente manageriale și însă știința managementului. De acum deja au apărut și aceste noi modalități moderne, instrumente care țin de formarea diferitor sisteme, economia circulară fiind de fapt un principal instrument în dezvoltarea sistemelor eco-economice, iar clusterizarea pe care a fost deja, practic, este cireașa de pe tort, pentru că nemijlocit sunt implicată și într-un proces destul de complicat care astăzi îl trăim în regiunile Caucasului, anume de creare, formare și schimbarea, cum a spus mulțumatul domnul președinte, schimbarea mentalității oamenilor noștri, de a învăța să fie într-o formă de asociere colectivă absolut binevolă și corectă și avantajoasă și tot așa mai departe. Deci, ceea ce de fapt reprezintă clusterele, da? O formă, cea mai modernă formă de asociere. Acum, cum spuneam, am citit și am rămas într-adevăr profund impresionată de însăși tema respectivă, pentru că aici se combină niște noțiuni care în Republica Moldova sunt abia la început de cale și autorul, într-adevăr, a fundamentat și a analizat în profunzime aceste definițiile, noțiunile, cum ar fi clusterele, cum ar fi sistemele eco-economice, cum ar fi abordările noi, manageriale, în acest proces de formare a sistemelor eco-economice. Am să punctez și eu, pentru că, într-adevăr, mă stimați referenți oficiali foarte detaliat au făcut analiza lucrării și nu aș vrea să mă repet, de ce mi-am punctat niște momente cheie care de fapt vor reprezenta o argumentare a mea în favoarea deciziei sau votului, spunem așa. Deci despre actualitatea am vorbit, suntem la început de cale, respectiv și în cercetare și în implementare și această lucrare, deja prin faptul că suntem la început de cale, apare cercetarea, prezentă cercetarea de fapt are și o semnificație și o relevanță, anume atât teoretică cât și practică. Deci pentru partea teoretică, spunem, a cercetării, eu aici menționez acel lucru destul de complex și destul de detaliat în capitolele 1 și 2, unde doctorantul face acea sinteză de noțiuni, modele teoretice și exemplifică. Un alt moment este faptul că doctorandul în lucrare încearcă să fundamenteze aceste două subiecte și nu doar separat, dar anume prin conexiunea acestor termeni, cum ar fi ecosistemele economice, da, și clusterele. Partea semnificația sau relevanța cercetării ce ține de partea aplicativă, aici chiar aș menționa analiza care a fost efectuată și vreau să menționez că este și viziunea mea este și o puncte forte a cercetării respective, pentru că la noi de obicei tezele, noi fiind un stat micuț, o țară micuță, de fapt ne bazăm mai mult pe analiza macroeconomică sau pe analiza segmentelor, da, sectorială, cum ar fi pe anumite domenii, dar pe
Vorbim despre statistica Republicii Moldova, care de fapt este una, da? Cum ar fi în Republica Moldova, sunt atâtea, atâtea așa. Ceea ce a făcut doctoratul în lucrarea respectivă este de asemenea un plus valoare, cum spuneam, a făcut analiza pe regiuni, analiza regională, chiar prin faptul că a luat doar prin niște studii de caz, de asemenea este benefic, pentru că noi de obicei evităm să facem cercetări pe anumite, de exemplu, raioane sau pe anumit cluster și așa. Deci asta am menționat de asemenea, deci analiza efectuată care a fost făcută pe segment regional. Pe urmă, deci tot ca parte aplicativă pe care vreau să menționez pentru cele 8 clustere care sunt astăzi și prezente și se dezvoltă și încă vreo 4 microclustere care sunt la început de cale în Republica Moldova, lucrarea dumneavoastră cred că ar fi destul de reprezentativă și utilă. Iarăși, ca parte aplicativă. Din elementele de noutate, desigur, eu aș menționa aici acel elaborarea modelului managerial despre care am menționat și în prezentarea autorul și, desigur, foaia de parcurs. O foaie de parcurs foarte, foarte bine punctată și, într-adevăr, care ar merita să fie luat în considerare. Suportul informațional, de asemenea la preciez, s-a utilizat o bază bogată, atât de surse de literatură specialitate, deci legislație, acte normative, date statistice, de menționat faptul că s-a folosit și analiza empirică, anume prin colectarea în baza chestionarului acelor 64 de întreprinderi. Într-un final vreau să am menționat că lucrarea într-adevăr este logic structurată, este scrisă într-un limbaj științific corect în temei, citarea este efectuată corectă de asemenea în temei, dar cu mici abateri, ceea ce nu devalorizează lucrarea, desigur. Printre obiecțiile și recomandările, aș spune așa, obiecții nu am, deci, dar am o recomandare pentru dumneavoastră, mult stimați domn conducător și autorul lucrării, de tradus lucrarea respectivă în limba română și de ce nu s-o publicați sub o formă de monografie sau suport deci informativ sau ghid, pentru că într-adevăr se merită să fie difuzată. Concluzia generală. Cercetarea este o cercetare finalizată, este actuală, are rezultate relevante care au fost și dovedite printr-o serie întreagă de certificate de implementare. Este utilizat un bogat instrumentar metodologic cu elemente de noutate. În viziunea mea consider că această teză este în corespundere cu cerințele ANACEC și respectiv poate fi considerată teză de doctorat, iar autorul merită să îi se confere acest titlu științific de doctor în științe economice la specialitatea 521.03. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimată doamnă Cărciun. Vreau să cer cuvânt doamnei secretar științific, Irina Dorogaia. Mulțumesc. Я хочу в первую очередь отметить эволюцию этой работы, потому что являюсь представителем департамента менеджмента и предпринимательства, видела, как развивались ваши труды, которые уже были упомянуты госпожой Котельник, профессором. То есть год назад это была более такая разрозненная, тоже исследование, тоже имело научную новизну, практическую значимость, но сегодня мы увидели вот такое вот уже комплексное, логически поставленное исследование, которое можно считать настоящей докторской диссертацией. И хотела бы выделить несколько моментов, которые впечатлили в вашем исследовании. В первую очередь, являясь в большей степени теоретиком, да, я отметила, опять же, эволюцию тех концептов, которые вы провели, вот как развивался подход или понятие к экоэкономике, начиная там от Адама Смита, Давида Рикардо и до Total Quality Management, и до устойчивого развития, то есть до современной концепции, которая на сегодняшний день затрагивает все наши умы. На самом деле об актуальности здесь уже много очень сказано, и после таких именитых ученых, да, мне сложно говорить, высказывать свое мнение.
Да, и поэтому перейдем к следующему моменту. Тоже, что, на что обратила внимание, что хочу выделить, это механизм, расписанный экоэкономики, который, ну, вот такой комплексный, да, и включал нормативы, стандарты, информационные системы, различные параметры, которые, ну, в общем-то, и представляют вот эту комплексность и системный подход, а также методы и инструменты управления, что важно вот именно для нашего управленческого исследования. Кроме этого, я обратила внимание на пример исследования тех кластеров, которые вы провели, которые были финансированы при участии международных компаний ОНДП и нашей ОДЭ. Также отдельное внимание, да, карте, о которой уже тоже было сказано, и анализу, который был проведен на этих предприятиях с акцентом на управленческую составляющую, что тоже, на мой взгляд, является важным моментом именно в контексте этого исследования. Также интересен эконометрический анализ с использованием там, корреляции, установлением взаимодействий и уточнений, как это повлияло, да, как профессиональные, вернее, качества повлияли на эффективность деятельности предприятий. И также тоже важно, что вот эта дорожная карта и алгоритм реализации этого процесса являются важными моментами для национальной программы формирования потенциала компетенций менеджеров экономической системы. И в качестве выводов хочу сказать, что работа соответствует всем требованиям, предъявляемым аначеком, и имеет научную новизну и практическую значимость. И поддерживаю докторанта. Дамы и господа, я очень уместно ушел вас в интервенции. Стимас коллеги, комитетам шини с сустину континуаре acest trend pozitiv care ca un fir așa frumos ne leagă pe toți discursurile noastre de a susține demersul științific al domnului doctorant. Or, dacă vorbim despre actualitatea acestei teme, s-a expus doamna doctor habilitat Cotilnic, eu am să susțin și eu acest lucru. Așa cum spunea Mihai Eminescu despre codru, că vreme trece, vreme vine, tu de întâlnări precum ești tot mereu întinerești, așa probabil și tema asta, cel puțin până în 2050 Uniunea Europeană și-a propus prin pactul Green Deal să ajungă la o neutralitate deci, economico-climatică, ca numai prin această tranziție verde să se poată asigura că societățile țările membre să trăiască cu o economie prosperă și competitivă, iar Republica Moldova, astăzi fiind angajată ferm în parcursul european și ca țară candidată, dar și pe viitor, probabil va trebui din ce în ce mai mult să facem față acestor criterii de a corespunde cât mai mult activului comunitar, inclusiv și pe această deci, direcție. De aceea, nu știu dacă această paradigmă de dezvoltare pentru noi va fi una ușoară, dar altă cale nu este. Ori astăzi atât business-ul cât și sectorul deci asociativ sau sectorul public în politici de dezvoltare, ținând cont de deci, obiectivele dezvoltării durabile, își propun să asigurăm absolut în toate activitățile, toate acțiunile, fie că este vorba de afaceri, fie că este vorba de abordări, deci, încă o dată, în sectorul terțiar sau în sectorul public, să ne bazăm pe politici eco-friendly. În acest context, probabil că această actualitate este de, nu trebuie să demonstrăm foarte mult și autorul a ales o tematică foarte importantă și foarte necesară, încă o dată, și aici este un diapazon, așa, un spectru larg de cercetări științifice în continuare. Noi, într-adevăr, școala noastră asemistă, mergem în tandem, da, și cu abordările și cu cercetările teoretice, metodologice. Avem, deci, pe economie circulară, avem acum, doamna Cărciun implementează o susținere donatorilor
două proiecte la nivelul acestor clusteri care au fost în Misantia Raioanele, Cahul și Ungheni. Și ne bucur foarte mult că avem și doctoranți care au preluat și dezvoltă în continuare această temă, nefiind lui deteriorat aspectul de actualitate. Acum 20 ceva de ani în urmă, în 2002, nu știam dacă, noi încă nu știam atunci că vom, sau mai bine zis, Lester Brown, profesor de la Harvard, când introducea acest termen de eco-economie, probabil nu se gândea că noi îl vom prelua și vom dezvolta așa de mult, dar mai ales cu curajul care, într-adevăr, s-a apucat să facă domnul Chirtoca, întrucât dincolo de implicațiile manageriale care urmează să perfecționeze acest mecanism la nivelul sistemelor eco-economice pentru economie în general, dumnealui a mers pe studii de caz prin clusterizare. Și asta este foarte, foarte complicat, pentru că, dar totodată destul de interesant și recomandările, rezultatele care a ajuns în teză au permis nu numai îmbogățirea literaturii științifice cu diferite definiții sau concepte, așa cum și-a propus dumnealui, deci de a dezvolta acest concept de formarea deci sistemelor și dezvoltarea sistemelor eco-economice, dar și am văzut recomandări pentru dezvoltarea propriu-zisă a clusterelor, așa cum a menționat domnul Steșnic, că noi tot timpul am avut, tot timpul eram la acest capitol, pierdeam foarte multe puncte în evaluarea care ne oferea raportul de competitivitate. Este prezentă interes foarte multe aspecte ce țin și de aplicabilitate. Noi am văzut foarte multe certificate de implementare a autorului și aceasta demonstrează încă o dată că de rând cu partea teoretică s-a mers foarte bine în tandem și probabil de aceasta și eu bănuiesc că asta a fost unul din motivele deci din cauza de ce a durat atât de mult această teză, a dorit autorul probabil să diverească foarte bine, sunt implicări, deci validate, cumva, da, implementate aceste cercetări și mă bucur foarte mult acest aspect, aici prezintă interes și recomandările pentru foaia de parcurs în domeniul perfecționării managerilor pentru aceste procese, prezintă interes, recomandările și rezultatele obținute prin utilizarea instrumentarului economico-matematic adus aici în teză. Dar ceea ce este mai important din punctul meu de vedere pentru noi ca școală științifică, aici în modelul gestionării managementului ecosistemelor la nivelul clusterial ține de acest model propus de autor a clusterului sistemelor economice în baza interacțiunii elementul și subsistemul, supra care am muncit foarte mult, cel puțin are dreptul la prezentarea și validarea acestuia în mediul științific-practic. La capitolul tezei au fost scris un șir de publicații, am văzut, care corespund și după număr, și după... trebuie să fii și la conferință, trebuie să fii și în revistele respective, da? Metodele utilizate, deci au fost după mine și interpretarea datelor corect, a reușit să-și atingă deci scopul și sarcinile care și le-a propus în lucrare. Încă o dată remarc și aspectul aplicativ. Astăzi, într-adevăr, eu nu am fost la ședințele anterioare la departament sau dar cel puțin la ședința de astăzi am observat că avem în față un cercetător destul de format, simt liber, cunoaște, este destul de versat, are cunoștințe avansate în domeniul temei de cercetare. Și avem în fața noastră un specialist pregătit, căruia probabil nu o să greșim dacă o să încurajăm să-și obțină ceea ce aspiră titlul de doctor științe economice. Desigur că noi, știți, o citez ianuarie, o variantă ideală, noi ce am putea să generăm polemici și discuții. Eu personal de ce am întrebat întrebarea cu agenție, pentru că de punctul meu de vedere, mai ales când se vorba de clustere, și totuși mai bine să lăsăm așa, totuși că aspectul ăsta de benevol. Dacă o să încercăm ceva să-i reglementăm, atunci am putea să-i speriem. Și că aici mai degrabă ar fi poate o asociație care să-i reprezinte și să... Dar aici fiecare are drept la opinii, probabil dumneavoastră fiind mai adânc, deci infiltrat în aceste cercetări și a dat seama că trebuie și o reglementare așa de punct de vedere, deci la nivelul managementului guvernamental. Încă o dată vreau să apreciez actualitatea, vreau să apreciez pozitiv rezultatele și propunerile, recomandările la care a ajuns autorul, să felicit cu
o lucrare bine finalizată, închegată și cu un demers științific pronunțat, destul de actual și util pentru societatea noastră și pentru economia Republicii Moldova. Așa. Și în continuare, îi oferim cuvântul meu să ne răspundă tuturor dacă cu ceva este de, nu este de acord sau dacă este de acord să ne spună. Domnul Pertoca, vă rog. Большое всем спасибо за уделенное время, за, за все рекомендации, отзывы. Значит, есть еще что исследовать в этом направлении, я думаю. И, спасибо, значит, спасибо большое. Recomandarea doamnei Pierciună, să țineți cont, să produceți lucrare în limba română și să o publicați. Da. Eu vă recomand și limba engleză. Așa, vă mulțumesc mult, Alexei. Așa, noi acum, după procedură, da. Trebuie să ieșim afară. Da, noi acum o procedură urmează să procedim la procedura de vot. Eu doar vreau secretarul științific, știți, în ultimul timp, la câte susținere am mers, tot de fiecare, știți, ca o noutate științifică, la câte susținere am fost în ultimul timp, procedurile cam erau diferite. Să ne lămuriți încă o dată cum este procedura de vot la momentul zilei de 19 martie. Asta e procedura veche. Da, asta e altă. Zic că cine rugăm să părăsească sau cine rugăm să rămână? Referenții pleacă. Referenții pleacă. Numai comisie. Consiliul numai. Da, vă rog, membrii Consiliului Științific să rămână. Așa, stimați colegi, vreau să vă informez că membrii Consiliului Științific specializat de 521-03-23-112 din cazul Academiei de Studii economice din Moldova, repertor la teza de doctor științei economice a domnului Chertov Alexei, tema implicații manageriale în procesul de formare a eco-economiei Republica Moldova, specialitatea 521-03 economie și managementul mediu de activitate, s-au întrunit în ședință pentru a exercita votul. Toți membrii Consiliului au votat pro. Cu aceasta vreau să procedem mai departe la proiectul de hotărâri care vă vedeți în față. Acesta prevede actualitatea temei, scopul studiului, noutatea și originalitatea științifică expusă, semnificația teoretică a rezultatelor cercetării, semnificația aplicativă a rezultatelor cercetării, rezultatele studiului privind implementarea în cadrul unităților unde a fost implementate, conținutul rezumatului apreciem că reflectă principalele idei de bază, aici să vă rog să corectăm nu principiile de bază, dar principalele deci, idei de bază ale tezei de doctor. Și vreau să vă întreb dacă nu mai sunt ceva obiecții sau sub aspect redacțional sau de conținut. Dacă nu sunt, însă înțeleg că toți suntem de acord, da? Atunci urmează să finalizăm partea deci, de concluzie a hotărârii noastre. Deci teza conține noutatea științifică, valoarea aplicativă și corespunde cerințelor actelor normative ale NACEP a Republicii Moldova cu privire la tezele pentru obținerea științifică, doctor în științe economice. În rezultatul votării deschis, unde am participat 5 membri ai Consiliului Științific, 5 pro, contra, 0. Abținuți nu sunt. S-a decis conferirea titlului științific de doctor în științe economice. Consiliul Științific specializat de 521-03-23-112, în conformitate cu actele normative ale ANACEC și a rezultatelor votării, a decis a conferi domnului Chertoc Alexei titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea 521-03 economie și management în domeniul de activitate. 2.
a solicita ANACEC confirmarea hotărârii Consiliului Științific Specializat cu cifrul respectiv, nu mai repet, de a conferi domnului Chertov Alexei titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea 521-03 economie și management în domeniul de activitate și a elibera diploma respectivă. Președintea Consiliului Științific, Suzana Alexandru, secretară Consiliului Științific, Dorogaia Irina. Stimați colegi, dacă suntem de acord cu această concluzie finală și cu hotărârea în întregime, vă rog să o punem la vot, aici trebuie să votăm deschis tot, și referențe și membrii Consiliului. Cine este pentru, vreau să aprobăm hotărârea. Vă mulțumesc! Domnul Chertoca, noi vă felicităm cu acest rezultat frumos în cariera dumneavoastră științifică și vă oferim pentru astăzi, probabil, deja ultimul cuvânt final. Mulțumesc mult! Спасибо большое, коллеги. Шпуни коту, который штенцевик. Спасибо. Стебыш птенел. Уверен, что оправдаю ваши деньги. Аутору птенцы, значит, вот. Свои школы коту. Получается. Стимации коллеги, сейчас я пень вкусы, декларируем штенца, инкиса.